Te salut din nou, prietene drag. Vom povesti în continuare despre societățile secrete inițiatice. Sunt Petru Octavian Cergău și o să-ți dezvălui în continuare, folosindu-mă de materialele oferite de editura La Rus, câteva informații deosebite despre societățile secrete inițiatice. Prototip al societăților secrete, societățile inițiatice datează aproape de la începuturile umanității. Spre deosebire de omologele lor religioase, cele inițiatice nu pretind că dezvăluie cunoașterea ocultă a ordinii divine, prin dogma sau datorită unei revelații. Ele propun adepților mijloace de îmbunătățire a sinelui sau a societății, plasându-se in itium, adică în drum. În cea mai mare parte a timpului, aceste societăți nu sunt cu adevărat clandestine, ele fiind mai discrete decât cele secrete. Este cazul companionilor, desigur, care au casa în drum, dar și al francmasonilor, al căror loși sunt în Franța simple asociații pe baza legii din 1901. În ceea ce îi privește pe șaman sau pe vrăjitorii africani, aceștia joacă un rol decisiv și, în mod necesar, public în triburile lor. Pentru adepții societăților inițiatice, lumea este împărțită în două categorii de persoane. Inițiatul, în căutarea adevărului, și profanul, rămas în afara templului. Profanum, în afara templului. Astfel, în anumite triburi africane, în timpul ceremoniilor de trecere la vârsta adultă, înțelepții identifică tinerii care ar putea fi inițiați. Ei trebuie să demonstreze anumite calități, să aibă chiar darul pentru anumite acțiuni, o mai mare receptivitate a lumii sacre, în alte virtuți morale, un anumit curaj dublat de un temperament ferm și voința de a excela în arta lor. De la companion la alchimist, trecând pe la Roza Cruce, toate au această calitate a dorinței de perfecționare, chiar a perfecțiunii, fruct al unui adevărat demers inițiatic și în mod necesar progresiv. Teoretic, inițierea constă în procesul prin care un om trece de la calitatea de profan la cea de inițiat, de la trezire la o stare de conștiință superioară. În general, pentru a marca cu bine această cezură, ritualul de inițiere se vrea spectaculos sau dramatic, se pune în scenă în mod simbolic moartea și renașterea noului sosit. Total, în mod simbolic. Ritualul de inițiere nu trebuie considerat însă un scop în sine. După cum o indică și numele, inițierea nu este o săvârșire, ci un început. Ea cere noului venit să depună o muncă pentru care este necesar un efort îndelungat. Societatea inițiatică se prezintă drept celula de bază care permite fiecăruia dintre membrii săi să se dezvolte și să realizeze ceea ce se cere de la el însuși. Inițiații învață și practică un anumit număr de rituri secrete, caracterizate prin semne și gesturi care au scopul de a acționa în profunzime asupra lor. Dacă unele dintre aceste uzanțe sunt misterioase și în ziua de azi, de exemplu, ritualurile societăților Golden Dawn sau ale Rozecrucienilor, altele, dimpotrivă, au devenit publice, cum ar fi cazul francmasoneriei. Secretul are și un alt aspect. Pentru a lucra cu sinele este necesară părăsirea la un moment dat a lumii profane. Așa cum alchimistul nu poate realiza opera neagră decât în adâncul cuptorului, adepții societății Golden Dawn nu pot lucra cu adevărat decât la adăpostul templului. Doar aici devine posibil să pui întrebări fundamentale, sperând să găsești câteva răspunsuri. Trebuie insistat asupra neînțelegerii care constă în confundarea discreției și acțiunii de căutare a clandestinității cu acoperirea unor operațiuni ilegale sau perverse. În final, înțelegem mai bine de ce inițierea și secretul se împletesc. Acest proces lent de muncă cu sine, de ascultare, cercetare și punere de întrebări este greu de comunicat. Așa cum nota Casanova, inițiat al unei loji venețiene, secretul masoneriei este inviolabil prin natură, deoarece masonul nu l-a învățat de la nimeni. El l-a descoperit mergând la lojă, prin observație, raționament și deducție. Desigur, secretul există, dar nu este acela la care profanul s-ar putea aștepta înainte de a trece probele de inițiere. Prima societate inițiatică despre care vom povesti este francmasoneria și vom intra practic în secretele logilor francmasoneriei. Acuzată de mulți pe internet, unii mai răuvoitori, alții și mai răuvoitori de toate relele, adevărata școală de umanism pentru alții, iată că s-au scurs aproape 3 secole de când această frăție elitistă, mai degrabă discretă decât secretă, n-a încetat să intrige, să provoace. Așa cum vom observa și în povestirile următoare, foarte multe dintre elementele masonice dezvoltate de ei, de la construcții până la picturi, gravuri și alte elemente, poartă o diversitate de simboluri utilizate de
frăție de logile masonice, cum ar fi Echerul, Compasul, Delta Luminoasă, Crucea sau Săbiile. În 1723, în numele Marii Logi a Angliei, pastorul scoțian James Anderson redactează o carte în care enumeră drepturile și datoriile masonilor. Fiind vorba despre religie, Constituțiile emană o toleranță remarcabilă pentru epoca respectivă. Dacă condamnă ateismul, ele propovăduiesc în schimb libertatea religioasă. Un mason este obligat, în virtutea titlului său, să respecte legea morală și dacă înțelege arta cu adevărat, nu va fi niciodată un ateu stupid sau un libertin fără religie. Asta este ceea ce declara pastorul scoțian James Anderson. Astăzi, spunea el, lăsând deoparte opiniile proprii, obținem mai mult dacă îi obligăm să urmeze doar religia asupra căreia toți sunt de acord. Ea constă în a fi buni, sinceri, modești și oameni de onoare, având o credință specială din care rezultă că masoneria este un mijloc de conciliere prin prietenia sinceră între persoane care nu ar fi putut fi altfel niciodată apropiate între ele. Acesta este textul regăsit în Constituțiile lui Anderson, citate de Gaillot, Framasoneria franceză, texte și practici, scrisă în 1991, la Paris. În 1738, Papa Clement al XII-lea era îngrijorat de proliferarea anumitor societăți, adunări, reuniuni, de framasoni în cadrul cărora bărbați de toate religiile se angajau prin jurământ pe Biblie și sub amenințarea unor pedepse dintre cele mai grele să păstreze tăcerea inviolabilă asupra tot ceea ce se află sub obscuritatea secretului. Vaticanul condamna atunci, pentru prima oară, o societate care va cunoaște o dezvoltare considerabilă în Europa. Un an mai devreme, în Franța lui Ludovic al XV-lea, indiscrețiile unui membru al frăției privind reuniunile clandestine ale ordinului au trezit suspiciunile puterii regale. Se povestește că în cadrul acestor adunări, numite loji, oameni de condiții diferite, de la burghezi la reprezentanții celei mai înalte aristocrații și clerici, se întâlneau și discutau apropiat subiecte variate, conform unor uzanțe ciudate, utilizând simboluri și un limbaj care apărea hermetic neinițiaților. Mai rău încă, aceste loji primeau nu doar catolici, dar și protestanți, evrei și chiar mahomedani. Între altele, personaje ilustre, adesea critice la adresa societății, făceau parte din aceste loji: Montesquieu, Chauderlot de Laclos, Lafayette și chiar Voltaire. În secolul luminilor, framasoneria a trezit interesul contemporanilor. Frăția, apărută în secolul al XVII-lea, în Anglia răvășită de războaie religioase, este totuși recentă. Oamenii preocupați de principiul toleranței au înființat spații ale cuvântului liber, deschise tuturor confesiunilor. Din motive încă dificil de elucidat, fondatorii folosesc vocabularul și uzanțele vechilor corporații de masoni, zidari, din care cei mai talentați știau odată să cioplească calcarul moare numit Freestone. Aceștia erau numiți Freestone Masons sau Freemasons, francmasoni sau francmason. Utilizând mai degrabă gândirea și cuvântul decât ciocanul și delta, noi masoni înființează o francmasonerie mai speculativă, bazată pe valorile umanismului, toleranței și frăției. Oficial, actul fondator al francmasoneriei moderne datează din 1717, când patru loje engleze hotărăsc să fondeze Marea Lojă din Anglia, care va reuni toate lojile din regat. Câțiva ani mai târziu, noul ordin va adopta constituțiile folosite și astăzi drept garanții ale universalismului masonic. Ca orice societate inițiatică, francmasoneria are o povestire privind înființarea sa. Este legenda lui Hiram, prezidând construcția templului lui Solomon la Ierusalim, care trebuia să adăpostească tablele legii. Pe șantier, muncitorii erau împărțiți în trei grupe, după calificarea pe care o aveau: ucenici, calfe și meșteri sau maestri. Arhitectul templului, Hiram, avea obiceiul de a inspecta șantierul zilnic și într-o zi este încolțit de trei ucenici care vor să-i smulgă secretele maestriei. În fața refuzului său, aceștia lucid și îl îngroapă. Templul a rămas astfel neterminat, masonii considerând că lucrează pentru perfecționarea sa constantă, căutând cuvântul pierdut sau cuvintele pierdute ale meșterului. Părinții fondatori ai francmasoneriei moderne au revendicat moștenirea tuturor masonilor anteriori, de la constructorii piramidelor până la constructorii catedralelor. Ei au elaborat un parcurs inițiatic
care duce de la gradul de ucenic la cel de maestru, propunând instrumentele unei posibile îmbunătățiri a sinelui. Framasoneria se înconjoară de o abundență de simboluri care trebuie să permită bărbaților și femeilor să se înțeleagă dincolo de barierele sociale. Dacă unele dintre aceste simboluri sunt moștenite de la cabală și de la hermetism, inima corpului simbolic provine de la uneltele cioplitorilor în piatră. Astfel, echierul și compasul sunt omniprezente. Primul este asociat rectitudinii morale, în timp ce al doilea face referire la măsura pe care orice mason trebuie să o adopte în comportarea sa. Mistria, firul cu plumb, bula de nivel completează tabloul uneltelor de lucru. Inspirația biblică a masoneriei este reamintită de cele două coloane care ornau intrarea lojilor, ele făcând trimitere la templul lui Solomon. Plafonul, vopsit în albastru, subliniază faptul că este neterminat și îl îndeamnă pe fiecare mason să lucreze continuu la perfecționarea sa. Ca și cum ar fi o piatră la edificiul fraternității umane. Există și alte simboluri, soarele și luna, deoarece masonii lucrează din miezul zilei la miezul nopții. Triunghiul, a cărui formă compusă din trei elemente, invită la depășirea contrariilor. Surmontat de un ochi, el face referire la cunoaștere și unor la marele arhitect al universului, principiul organizator al lumii, pe care unii îl numesc Dumnezeu. Inițierea este procesul prin care un profan, profanum, adică în fața templului, devine inițiat, initium, pe drum. Candidatul este primit legat cu o panglică la ochi și trece proba pământului, apei, vântului și focului înainte de a muri simbolic pentru a renaște ca francmason. El este acum ucenic. În timpul acestei faze, care poate dura de la câteva luni până la câțiva ani, el trebuie să păstreze tăcerea pentru a înțelege regulile de funcționare a lojii. Devenit apoi calfă, el își exercită dreptul la cuvânt. În final, maestru, el dispune de toate uneltele simbolice necesare și își aprofundează angajamentul. Munca în lojă constituie momentul forte al vieții masonice. De două ori pe lună, masonii se întâlneau cu ocazia conferințelor, în timpul cărora unul dintre ei prezenta un expozeu sau planșă. Subiectele politice sau religioase erau în general interzise în favoarea analizei unui simbol sau unei valori masonice. Expozeul era urmat de dezbateri. După încheierea lucrărilor, masonii se adună într-un mod mai puțin formal, în jurul unei mese, cu ocazia așa-numitelor agape. Din secolul al XVIII-lea, unii masoni au considerat că stricta ierarhie de 3 grade este insuficientă. Dintr-o preocupare reală, dar și din dorința de a purta grade, ierarhia a fost îmbogățită cu piramida gradelor înalte. Astfel, ritul scoțian vechi și acceptat, organizat la începutul secolului al XIX-lea, cel mai practicat rit din lume, ritul scoțian vechi și acceptat, cuprinde 33 de grade, de la ucenic, gradul 1, la suveranul mare inspector general, gradul 33, trecând prin gradul de mare ales al bolții sacre sau mason sublim, al 30-lea grad. Dincolo de aceste calificative emfatice, crearea de noi grade a permis integrarea unui număr mare de elemente din afara masoneriei de origine. Astfel, unele titluri îi invocă pe templieri, mare comandor al templului, gradul 27, sau pe roscrucieni, cavalerul Roza Cruce, gradul al 18-lea. Aceste titluri sunt împrumutate, filiația fiind legendară, dar ele au îmbunătățit patrimoniul mason cu referiri savante sau ilustre. Desigur, ei au fost atacați de foarte mulți și foarte multe s-au spus despre ei. Au fost asociați cu comploturi, au fost asociați de mulți, majoritatea foarte rău intenționați, cu satanismul. Răspândindu-se pe continent în secolul al XVIII-lea, framasoneria s-a diversificat, iar în Franța Luminilor, de exemplu, ritualurile masonice au fost impregnate de imaginarul cavaleresc foarte la modă. Pe tărâmul protestant, regii și prinții au integrat logiile fără șovăire, în timp ce în țările catolice, opoziția trufașă a papalității nu a ezitat să îndrepte biserica împotriva masonilor considerați suspecți. În lucrările numite Memorii pentru a folosi istoria iacobinismului, apărute în 1797, abatele Augustin Barruel, fost francmason, afirma că Revoluția franceză a fost rezultatul unui complot masonic. De fapt, reacțiile masonilor au fost foarte diverse în 1789, cu ocazia Revoluției franceze, mergând de la susținerea deschisă a monarhiei absolute până la ideile democratice cele avansate. Dacă este adevărat că anumite loji masonice au fost laboratorul
unei sociabilități relativ deschise și vehiculul ideilor liberale, masoneria în ansamblul său nu a alimentat niciun complot. De altfel, majoritatea logilor și-au suspendat întrunirile în timpul unor evenimente de asemenea natură și în timpul Revoluției franceze. Opera lui Baruel a contribuit totuși la răspândirea ideii că frăția sau frații conspiră în secret. Paradoxal, teza lui Baruel era reluată la mijlocul secolului al XIX de Louis Blanc, un politic, istoric și francmason, în istoria Revoluției franceze. Masonii de atunci, în plină luptă pentru democrație împotriva celui de-al doilea imperiu, se făleau cu presupusul angajament revoluționar al predecesorilor lor. Acest neadevăr a fost transformat de cele două tabere în versiune oficială. În 1885, Léon Taxil, fost francmason, anticleric, recent convertit la catolicism, publica niște dezvăluiri tulburătoare. În cartea frații Trois Points, el susține că masoneria este de esență satanică, că diavolul în persoană ar prezida anumite întâlniri în care masonii ar asista la slujbe negre. Succes enorm pentru cartea sa. Povestea se oprește însă scurt când autorul mărturisește 3 ani mai târziu că scrierile sale sunt pur și simplu o farsă. Cu toate acestea, acuzațiile de satanism persistă. Aici apar protocoalele înțelepților Sionului, lucrare elaborată de poliția țaristă pentru a justifica pogromurile din Rusia. În această lucrare apare pentru prima dată în mult clar ideea complotului iudeo-masonic. Francmasonii ar fi pionii unei conspirații universale puse la cale de evrei. Aceste teze, reluate de-a lungul secolului 20, vor servi drept pretext pentru persecutarea unora și altora. Dacă provoacă atâta neîncredere, chiar ură, aceasta se datorează faptului că francmasonii nu au pregetat a se angaja în dezbaterile politice ale timpului și de a se insera uneori în sfera puterii. Discreții în timpul Revoluției franceze îi cunosc în Franța o vie recrudescență în timpul Imperiului. Dacă Napoleon, fără îndoială, nu a fost niciodată inițiați, frații săi au fost, iar Iosef Bonaparte a devenit în 1805 mare maestru al Lojii Marelui Orient, în care făceau parte mai mulți mareșali și miniștri. În secolul al XIX-lea, francmasonii francezi erau în majoritate anticlericali, participând la lupta pentru instaurarea Republicii, pentru școli laice, situându-se în stânga eșichierului politic. Masoneria a aprobat politica laică a lui Jules Ferry sau măsurile anticlericale a lui Émile Combes. Ponderea masoneriei era atât de mare, încât se considera că în rândurile partidului radical, 3 senatori din 4 și aproape jumătate dintre deputați erau masoni. Acest angajament republican explică faptul că francmasonii erau priviți cu neîncredere sau chiar cu ură. Astfel, în 1922, Partidul Comunist a interzis membrilor săi să fie masoni. La rândul său, Biserica Catolică își reiterează comunicările care vor fi ridicate abia în 1983. Iar regimul de la Vichy, folosindu-se de aberațiile lui Léon Taxil, lansează o campanie antimasonică și ordonă, în iunie 1940, dizolvarea obedienților masonice franceze. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, rândurile francmasoneriei au fost decimate, fiind necesare mai multe decenii pentru a le reconstitui. Astăzi, numărul masonilor este estimat la nivel mondial la peste 6 milioane, din care majoritatea se află în Statele Unite. În Franța, logile masonice au peste 120.000 de membri, bărbați și femei, în cadrul mai multor obediențe. De exemplu, Marele Orient, cu tendință laică, Marea Lojă, orientată mai mult spre spirit, Marea Lojă Feminină sau cea a dreptului uman, obediență mixtă, cea mai importantă. Marea Lojă Națională Franceză, mai apropiată de masoneria engleză, se remarcă printr-un spirit mai tradiționalist și conservator. Această societate, această frăție, care se vrea mai degrabă discretă decât secretă, este privită și astăzi cu suspiciune. Percepută ca o vastă rețea de întrajutorare, ea suscită critici și fantasme, dar și curiozitate și fascinație. Cel mai mic derapaj al uneia dintre membrii fiind puternic mediatizat. Fără îndoială, unii au crezut că poate fi considerată un club de influență politică sau economică. Rețelele există în continuare, unii frați au avut de-a face cu justiția, dar toate acestea se datorează faptului că francmasoneria, profund ancorată în timp, este parțial reflectarea societății. În mod fundamental, secretul masonic face parte din jurământul prestat de fiecare frate cu ocazia inițierii. Evocarea secretului generează numeroase fantasme și fabulații. În realitate, există 2 tipuri de secrete, cel al riturilor și cel al apartenenței. Primul a fost pe larg expus timp de 3 secole. O literatură abundentă ne descrie astăzi secretele masonice.
În ceea ce îl privește pe cel de-al doilea, el se bazează pe libertatea fiecăruia. Astfel, un frate își poate dezvălui propria sa apartenență, dar niciodată nu trebuie și nu are dreptul să o dezvăluie pe a unui terț, pe a unui alt frate, din respect pentru viața privată a acestuia. În ceea ce privește caracterul secret, chiar clandestin, al reuniunilor masonice, acesta este relativ. Logile din Franța sunt organizate în cea mai mare parte pe baza legii asociațiilor din 1901, conform căreia statutele și numele principalilor membri se depun la prefectură. Adevăratul secret masonic este de fapt cu totul altul. El rezultă din relația intimă pe care orice mason o dobândește de-a lungul anilor cu el însuși, cu membrii logii sale și cu valorile masonice. Casanova remarca încă din secolul al XIII-lea că secretul masoneriei este inviolabil prin natura sa, deoarece masonul nu s-a aflat și nu l-a aflat de la nimeni. El l-a descoperit mergând la lojă, observând, raționând și trăgând concluzii. Observăm în unele imagini dezvăluite public, mai ales din unele loji din Londra, faptul că în Regatul Unit francmasoneria joacă un rol vasi instituționalizat. Astfel, unii regi s-au aflat în fruntea ordinului masonic. Să descoperim în continuare câteva dintre masonii ilustri din istoria umanității. Lista masonilor celebri este lungă. Printre personajele ilustre îi putem enumera cu certitudine pe următorii, ca oameni politici: Frederic al II-lea cel Mare, George Washington, Benjamin Franklin, Lafayette, Mirabeau, Eduard al VII-lea, Eduard al VIII-lea, emirul Abdelkader, Giuseppe Garibaldi, Louis Michel, Jules Ferry, Emil Combe, Marșalul Joffre, Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Lyndon Johnson, Gerard Ford, Salvatore Allende. Scriitori și filozofi masoni: Charles de Montesquieu, Chaudelot de Laclos, Casanova, Marchizul de Sade, Voltaire, Goethe, Herder, Walter Scott, Stendhal, Émile Littré, Stéphane Mallarmé, Jules Vallée, Proudhon, Oscar Wilde, Alexandre Pushkin, Mark Twain, Arthur Conan Doyle, Kipling. Muzicieni și artiști: Mozart, Haydn, Beethoven, Liszt, Meyerbeer, Sibelius, Duke Ellington, Cambazi, Louis Armstrong, sculptorul Bartholdi, Chagall, Leonardo da Vinci. Savanți: Francis Montgolfier, Guillotin, Fleming, McAdam. Întreprinzători: Ford, Chrysler, Citroen. Și lista continuă cu mult mai mulți. Din societatea românească putem enunța doar câteva nume: Nicolae Bălcescu, Mihail Sadoveanu, Nicolae Iorga și mulți alții. Vom povesti în continuare despre logiile egiptene ale contelui de Caliostro. În sânul logilor masonice pe care el le pretinde egiptene, de sunt pretinse egiptene, enigmaticul și ereticul conte de Caliostro propune să le dezvăluie inițiaților o cunoaștere care, așa cum pretinde el, provine din vremurile strevechi. Giuseppe Balsamo, fiul unui lucrător într-un magazin, s-a născut în La Palermo în anul 1743. Încă din primii ani de viață, micul Giuseppe este neastâmpărat, intră la seminar la 12 ani, este eliminat din cauza unor furtișaguri. În consecință, tatăl său îl plasează ca ucenic la farmacia unei mănăstiri. Utilizarea pulberilor și a unguentelor constituie o revelație pentru tânăr. El învață arta prestidigitației, fabrică așa numitul elixir al tinereții și își îmbogățește trucurile printr-o mimică mult diversificată. Devenit mag, pretins mag, își asigură existența exploatând credulitatea publică, prezentându-se drept expert în misterele egiptene. În 1768 se căsătorește cu o femeie foarte frumoasă, Lorenza Feliciani, fiica unui modest meseriaș, inteligentă și devorată de ambiție. Ea îl convinge pe Giuseppe să nu se mai mulțumească cu șmecheriile ieftine și îl botează de la sine putere contele Caliostro. Ea însă își devine Serafina. Urmărind să se îmbogățească, ei încep să călătorească acolo unde nu erau cunoscuți, în Spania, Anglia și apoi în Franța. Succesul cuplului crește în timp ce ușura, în trecere, câțiva aristocrați de bunurile lor prețioase. Caliostro își însușea bijuteriile cu prilejul experiențelor satanice și surprindea publicul cu talentele sale extraordinare de vindecător și prezicător. În aceeași perioadă se orientează spre alchimie și devine, contrar așteptărilor, un adept sincer al ezoterismului. Pentru prima dată în viață,
Caliostro pare pasionat de cercetările sale. Alături de două calfe din Lyon, efectuează o cercetare ezoterică serioasă și profundă. Proclamându-se de sine stătător Marele Copt al Asiei și Europei, pretinde că este fiul decăzut al unui rege din Trebizonda, primit din copilărie de califul de la Mecca și inițiat în secretele Persiei, ale Islamului și ale Indiei. Apoi, și-ar fi desăvârșit educația într-o sectă egipteană, înainte de a fi instruit în alchimie la Damasc, apoi în laboratoarele secrete ale cavalerilor de Malta. Sigur pe știința sa, Caliostro militează pentru reconcilierea religiei, francmasoneriei și doctrinei rozicruciene în problema patrimoniului Egiptului antic, pe care îl consideră focarul original al ezoterismului. În acel scop, el înființează lojile masonice de rit zis egiptean. Într-o epocă în care francmasoneria cunoaște o dezvoltare prodigioasă în Franța, unde egiptologia se află în centrul atenției, piramidele, hieroglifele erau sinonime cu mult mister și cu ezoterismul. În 1784, Caliostro înființează la Lyon prima lojă egipteană, Înțelepciunea Triumfătoare. Caliostro a conceput un sistem de grade superioare masonice, care se adresează tuturor masonilor. Ambițiile afișate sunt cu toate acestea superioare francmasoneriei tradiționale, inițiații trebuind să aibă puteri taumaturgice, care le-ar permite să obțină regenerarea corpului și a sufletului. În acest scop, în afara întâlnirilor masonice, membrii trebuiau să se retragă de mai multe ori pentru perioade de 40 de zile pentru a se purifica. Ritul cuprinde puține elemente propriu-zise egiptene, fiind mai degrabă un amestec de cunoștințe preluate din alchimie, cabală și astrologie. De asemenea, în timpul conferinței masonice, aveau loc experiențe oculte în prezența unui medium. Altă originalitate de rit egiptean, loja era deschisă și femeilor. De altfel, Serafina, rebotezată regina din Saba, devine mare preoteasă. Foarte repede, înalta masonerie egipteană ajunge să fascineze. Atenție foarte mare, vorbim despre așa presupuse elemente de masonerie sau despre așa presupuse loji masonice. Aceste așa numite loji masonice se înmulțesc, printre acești masoni aderau și personalități precum eminentul cardinal de Rohan. Caliostro, implicat alături de cardinal în afacerea colierului, este nevoit să părăsească Franța în mare grabă. Reîntors în Italia, este urmărit de papalitate pentru pseudoactivitățile sale satanice. Închis în 1789, moare în 1795. Ritul egiptean nu va fi până la urmă practicat, dar el a făcut școală, astfel că astăzi mulți îi revendică moștenirea. Mistificatorul Caliostro devenise un ezoterist sincer care influența durabil francmasoneria. Practic, cunoștințele lor acumulate deveneau reale, deveneau serioase și în felul acesta a reușit să influențeze, din punct de vedere ezoteric și al ritualurilor, elemente serioase ale francmasoneriei. Balsamuș a alcătuit un personaj iluminat de cunoaștere ezoterică care provine din Egiptul antic. În pasajul următor vom vedea câteva cuvinte prin care el se adresează inițiaților săi. Iată textul scris de Balsamo, enunțat de Balsamo. Nu sunt din nicio epocă și de nicăieri, în afara timpului și spațiului. Ființa mea spirituală își trăiește existența veșnică și dacă mă cufund în gândire coborând în timp, dacă îmi extind spiritul spre un mod de existență depărtat de cel pe care îl percepeți, devin cine doresc să fiu. În ceea ce privește locul, ora sau corpul meu, material, el s-a format pe pământ cu 40 de ani în urmă. În ceea ce privește familia, vreau să o ignor. Am renunțat la numele care mi s-a dat la naștere, la cel care mi s-a dat în tinerețe, așa cum aș fi făcut-o cu niște haine demodate, devenite inutile. Mă recunosc în numele pe care l-am ales pentru a apărea în fața voastră. Vă trebuie detalii, semne și parabole. Ascultați! Să coborâm mai bine mult în trecut. Toată lumina vine din răsărit, întreaga inițiere vine din Egipt, am avut 3 ani, apoi 7 ani, apoi vârsta omului și de la această vârstă nu a mai contat. Acest citat îl găsim în cartea lui Tilorie, Memoriu pentru Contele de Caliostro, Paris, 1786. Vom povesti în continuare despre martinism, altfel zis o francmasonerie aparte. În prin secol al luminilor, doi oameni vor elabora o doctrină teurgică, obiectivul său, reintegrarea omului în sânul creației divine.
În 1754, Martin de Pasquale, care a trăit între 1710 și 1774, a cărui viață este puțin cunoscută până la acea dată, înființează Ordinul Cavalerilor Masoni Aleși, Coen al Universului. Pasquale era un maran devenit catolic fervent, care se face cunoscut ca un taumaturg cu puteri miraculoase. Această reputație va fi cu timpul uzurpată, însă el beneficia oricum de o carismă fascinantă. Francmason își concepe societatea ca pe un ansamblu de înalte grade masonice, bazate pe primele trei grade masonice universale, ucenic, calfă și maestru, comune fiecarei loji. Foarte repede, o serie de masoni sunt inițiați în sistemul Pasquale, devenind succesiv ucenici, Coen, calfe Coen și maestri Coen, iar apoi mari arhitecți, cavaleri de Orient și comandori de Orient. În final, doar unii dintre ei acced la gradul suprem de maestru Rocroi. Deschis doar bărbaților, ritul aleșilor Coen va fi practicat în întregul regat al Franței, în timpul vieții lui Pasquale, existând o duzină de loji. La gradul de Rocroi au ajuns Jean-Baptiste Villermoz și lui Claude de Saint-Martin, viitor secretar al lui Martin și continuator al operei sale. Înființarea Ordinului Aleșilor Coen corespunde, conform lui Pasquale, unei viziuni cosmogonice precise, amestecând elementele creștine cu elemente ale cabalei evreiești și anumite influențe din mistica musulmană, prezentându-se ca un instrument slav în slujba lui Dumnezeu. Martin de Pasquale este, înainte de toate, un teur convins de necesitatea de a-i face pe unii să acceadă la unirea cu Dumnezeu. El are în vedere Ordinul Aleșilor Coen, preot, adică, ca veritabilă sectă sacerdotală al cărei scop constă în realizarea acestei uniuni, uniunea cu Dumnezeu, prin ritualuri adecvate și complexe, apropiate magiei, Martin pretinde că adepții săi intră în legătură cu îngerii trimiși de Dumnezeu. Pentru a putea recepta mesajul divin, inițiații trebuie să practice permanent rugăciunea și să adopte un regim alimentar strict. În timpul întâlnirilor, se așteaptă intervenția îngerilor sub forma unor apariții luminoase, dar uneori și a unor sunete. În tratat de reintegrare, dedicat membrilor Ordinului Rocroi, Pasquale ne învață că omul este victima materiei muritoare din care este alcătuit de la alungarea lui Adam. Iată de ce este important să le fie reamintit tuturor că sunt parte a creației divine. Această viziune presupune calități deosebite din partea inițiaților, astfel că obținerea primelor grade Coen se făcea nu numai prin inițierea clasică, ci și prin comunicarea graduală a unui influx capabil de a înălța inițiatul la dimensiunea sa de om-Dumnezeu. Martinismul lui Pasquale a influențat un foarte mare număr de societăți secrete și de curente ezoterice. De la Cagliostro la Jean-Baptiste Villermoz, ritul scoțian vechi și acceptat sau ritul scoțian rectificat sunt puține loji masonice din secolul luminilor care să nu-i datoreze un element doctrinar sau de ritual. Totuși, Ordinul lui Martin de Pasquale dispare brusc în 1781. Un secol mai târziu, Gerard Encausse, care a trăit între 1866-1916, un medic francez pasionat de ocultism și hermetism, mai cunoscut sub numele de Papu, reactivează însă martinismul. Mai întâi raționalist, Encausse povestește că a primit iluminarea datorită unuia dintre prietenii săi care l-a inițiat. În 1891, el înființează Ordinul Martinist, care caută să sintetizeze învățământura lui Pasquale, Saint-Martin și Villermoz. El adaugă noi ritualuri, în special purtarea unei măști cu scopul de a înăbuși personalitatea, de a fi umil, evidențiindu-se astfel mai bine esența proprie a fiecărui om. Papiu are parte de glorie, o vreme el bucurându-se de favorurile țarului Nicolae al II-lea, înainte de a fi înlocuit de Rasputin. Ordinul Martinist a rezistat până în zilele noastre, dar, în condițiile unei istorii complexe, este înconjurat de un foarte mare număr de societăți care pretind și ele că au la origine principiile martinismului. Se pare că, în ultimul timp, Ordinul Aleșilor Coen, al lui Martin de Pasquale, s-a reorganizat în forma inițială, iar teurgia martinistă se practică din nou în cenacluri foarte secrete. Să ne oprim puțin și asupra unuia dintre apropiații lui Pasquale, Jean-Baptiste Villermoz. Figura lui Jean-Baptiste Villermoz, care a trăit între 1730 și 1824, este centrală în peisajul masonic, creștin și ezoteric al secolului al XVIII-lea. Negustor lionez, framason din 1750,
Villermoz se întâlnește cu Martin de Pasquale în 1766. Fascinat de doctrina acestuia, el a parcurs toată ierarhia ajungând Rue Croix. La moartea maestrului, lojile aleșilor Cohen se aflau în declin. Villermoz, care era în legătură cu baronul german Carl von Hund, fondatorul ordinului strictei observanțe templiere, elaborează un sistem masonic prin fuzionarea experienței martinismului cu idealul cavalerii și templier de care era atât de atașat. Devenit personaj influent în regiunea lioneză, obține în 1782 recunoașterea oficială a ritului său, care capătă denumirea de rit scoțian rectificat, practicat și în zilele noastre. Vom povesti în continuare despre societățile spiritiste și pasiunea pentru ocultism. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, înfloresc societăți uneori efemere care înțeleg să dezvăluie adepților lor mistere ascunse. Unele pretind chiar că îi fac să intre în legătură cu morții. În 1848, o istorie ciudată suscită comentarii în micul orășel american Hillsville. Trei surori, Kate, Margaret și Leah Fox, puneau întrebări spiritelor prin intermediul unui mediu, pretinzând că intră în legătură cu sufletul defuncților care își manifestau prezența prin deplasarea unor obiecte. Entuziasmul era imens, iar în curând primele societăți spiritiste apar în Statele Unite, apoi și în Europa, unde foarte repede vor număra mii de adepți, printre care Arthur Conan Doyle, care a trăit între 1859-1930, creatorul celebrului Sherlock Holmes și apostolul neostenit al mișcării spiritiste. În Franța, spiritismul este popularizat de Hippolyte Léon Rivel, care a trăit între 1804 și 1869, un mediu care pretinde că într-o viață anterioară a fost druid și care, începând cu anii 1850, adoptă definitiv numele de Allan Kardec. În lucrările sale, reeditate fără încetare, el face din reîncarnare regula de bază a vieții. La începutul secolului 20, interesul pentru societățile și fenomenele spiritiste a fost atât de mare încât a depășit cu mult cercul închis al adepților. În aceste condiții, contrar uzanțelor, anumite ședințe erau publice. Este cazul unei ședințe ținute la Paris în 1906, în jurul unui medium originar din Italia, Eusapia Paladino. La una dintre sesiunile sale spiritiste cu intrare în transă, participă chiar crema științei franceze, chimiștii Pierre și Marie Curie, astronomul Camille Flammarion, dar și marele filozof Henri Bergson. Neîncrezători, toți asistă la levitația mesei în fața căreia se aflau. Am văzut, dar cu toate acestea, rațiunea mea nu crede, va comenta Pierre Curie. În arieplanul fenomenelor spiritiste se află efervescența ocultismului ce caracterizează cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul celui următor. Termenul ca atare este utilizat în jurul anului 1840. El corespundea unui retur în forță al ideilor cum von Corora a rezista o cunoaștere anterioară tuturor celorlalte, care a traversat civilizațiile din Egiptul antic până în zilele noastre. Un gânditor ocult prin excelență a fost Alphonse Louis Constant, care a trăit între 1810-1875, care, sub numele de Eliphas Lévi, a popularizat aceste idei, afirmând că filozofia ocultă pare a fi fost dădaca sau nașa tuturor religiilor, pârghia secretă a tuturor forțelor intelectuale și regina absolută a societății în epocile în care ea era rezervată exclusiv educației preoților și regilor. Astfel, câțiva inițiați pot redescoperi cunoașterea ascunsă. Principalul său discipol, Gerard Encausse, care a trăit între 1865-1916, sub numele de Papiu, pe cel al geniului medicinei neopitagoriciene, a dat o formă concretă acestei cunoașteri înființând, în 1891, Ordinul Martinist, care și pentru a explora științele oculte. În aceeași epocă, cercurile oculte vor înflori peste tot în Europa, de la Praga la Londra, trecând prin Berlin. Cel mai adesea, ocultiștii înființează grupuri masonice sau paramasonice, cum ar fi Societatea Rozicruciana în Anglia, înființată în 1867 de ocultiștii englezi Robert Wentworth Little și Kenan Mackenzie. Dacă unele societăți au dispărut, altele există și astăzi, cum este cazul Ordinului Martinist sau cel al grupurilor Roza Cruce. Desigur, ocultismul nu este spiritism, dar acesta din urmă s-a răspândit tocmai printr-o anumită reîntoarcere la aceste practici. Exilat în Jersey, Victor Hugo îl întâlnește aici în 1853 pe Delfin de Girardin, inițiatorul micii comunități de proscriși la spiritism, foarte la modă în Franța. La început reticent, poetul acceptă să participe la o primă ședință pe 11 septembrie.
a fost o revelație. Fiica sa, Leopoldine, dispărută în condiții tragice, se manifestă sub numele de suflet pereche. Hugo, răscolit, reia experiența de mai multe ori, mergând până la a se conversa cu Molière sau Racine, Eschil, Machiavelli, Iisus Hristos, Galilei, Shakespeare, care îi dictează niște versuri, Marat, Rousseau și chiar Napoleon al III-lea. Fiecare din aceste conversații va fi consemnată în Cartea Tablelor. Dar experiența spiritistă a lui Victor Hugo se încheie după 2 ani, după ce unul dintre participanți a încercat să-l înjunghe. Aceste ședințe de telegrafie spirituală i-au inspirat lui Hugo numeroase desene, dar și unul dintre cele mai frumoase poeme din Contemplații, Ce spune vocea din umbră, terminat într-o vineri 13. Datorită acestor practici rezervate doar unor inițiați, societățile spiritiste sunt adesea considerate secrete. Entuziasmul primilor ani a scăzut, spiritismul modificându-se profund. În Brazilia, unde numără milioane de adepți, el a devenit o religie care se alătură creștinismului. Contactul cu spiritul și credința în veșnicia sufletului favorizează această apropiere. Occidentul modern, tehnologizat și raționalist, din contră, a încadrat spiritismul în categoria de distracții simpatice pentru adolescenți creduli, mesele turnante devenind apanajul spectacolelor despre prestidigitație. În plus, dialogul cu cei morți, pentru a nu se putea practica decât cu discreție, mai potrivită acestui gen de conversație decât piața publică, chiar dacă voga New Age a preluat pe contul său învățătura lui Kardec. Societățile spiritiste sunt de ordinul sutelor, ele continuând cu ardoare moștenirea lui Allan Kardec. Formidabila posteritate a acestuia se poate cuantifica urmărind afluența adepților la mormântul său din cimitirul Père Lachaise, mormânt în forma unui dolmen care evocă viața anterioară ex-druidă a maestrului. Vom povesti în continuare despre societatea Golden Dawn. Sinteza între erozii crucianii și magie, Golden Dawn a existat doar o jumătate de secol. Cu toate acestea, societatea și-a marcat profund epoca și a influențat personalități de prim rang. Care este oare punctul comun între marele poet W.B. Yeats, Bram Stoker, creatorul lui Dracula și robul lui Stevenson, autorul Insulei Comorilor? În afară de apartenența lor comună la lumea literară britanică, toți trei au fost membri ai influenței Golden Dawn. Această societate secretă a fost înființată în 1887 de William Wayne Westcott, Samuel Liddell Matters și William Robert Urman, framason și rozicrucieni, pasionați de ezoterism și de cărți de vrăjitorie. Originile ordinului coincid cu descoperirea de către Westcott a unui manuscris codat din care Matters reușește să decripteze inscripțiile cabaliste. Cei doi descoperă astfel coordonatele unei nemțoice, Anna Sprengel din Nuremberg. Conform indicațiilor din lucrare, aceasta ar fi depozitarul moștenirii rozicrucienilor, originar transmis de-a lungul secolelor de către un ordin secret numit Die Goldene Dämmerung, Aurora de Aur. Westcott ia legătura cu organizația germană și obține permisiunea de a înființa o filială britanică cu numele de Hermetic Order of the Golden Dawn, Ordinea Ermetică Aurorei de Aur. În 1888 se deschide un prim templu la Londra, urmat în curând de unul la Edinburgh și altul la Paris. Succesul ordinului este imediat, în parte deoarece admisia este relativ ușoară. În timp ce rozicrucienii englezi nu admitau decât maestrii masoni, Golden Dawn acceptă afilierea oricărui profan. O altă noutate, radicală, femeile erau acceptate și larg reprezentate. În sfârșit, ideile care circulau în rândurile ordinului erau fără îndoială seducătoare. Referințe masonice, rozicruciene și alchimiste alăturau elemente ale cabalei de cele ale magiei tradiționale. Membrii societății practicau numeroase ritualuri magice, cel al pilonului din mijloc având o importanță deosebită. Meditație cu virtuți terapeutice, el se inspiră din cabala deoarece fiecare dintre etape corespunde unei sefira. În picioare sau așezat, executantul trebuia să vizualizeze 5 dintre ele, Keter, Daat, Tiferet, Yesod și Malhut, fiecare fiind asociată unei sfere colorate și unui punct din corp. Operația era însoțită de invocarea unuia dintre numele lui Dumnezeu. În acest moment, inițiatul trebuia să observe sau să vizualizeze un torent în vârful capului care circula de-a lungul corpului conform unui parcurs precis. Ritualul recomanda ca inițiatul să acționeze astfel încât torentul să țâșnească din toate părțile și să urce în interiorul corpului printr-o scurgere neîntreruptă.
Sugestie sau realitate, fapt este că adepții practicau ades acest gen de exercițiu. Într-o perioadă în care spiritismul și magia fascinau mulțimile, doctrinele societății Golden Dawn erau pe gustul epocii. Figura astrologului și savantului John Dee, care a trăit între 1527 și 1608, avea un rol central. Sistemul său de invocare a spiritelor se prelua pe larg de membrii Golden Dawn, care fac din el baza ritualurilor magice. Dee considera că ar fi regăsit limba originară a lui Adam, grație căreia era posibil să convoace spiritele intermediare cu ocazia ședințelor teurgice. Totuși, această știință necesită o practică îndelungată. De aceea, societatea era ierarhizată în trei ordine progresive. În primul, în care neofitul este succesiv zelator, teoricus, practicus, apoi filozoficus, se învățau principiile generale ale ordinului și câteva ritualuri, precum cel al pilonului de mijloc. Practica invocărilor începea cu al doilea ordin, din care doar gradul adeptus minor era practicat. Se învăța, printre altele, proiecția astrală, care trebuia să permită adepților să parcurgă alte planuri ale realității. În sfârșit, al treilea ordin, cel mai secret, era rezervat celor trei fondatori, singurii abilitați a fi în relație cu maestrii secreți, teoretic rozicrucieni germani. Să intrăm și să observăm puțin dintre scandalurile și certurile care s-au bătut asupra societății Golden Dawn. În 1900, când membrii eminenți din lumea britanică, precum scriitorul Yeats, viitor laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, aderă la ordin, izbucnește o criză. Matters dezvăluie câtorva apropiați că el și Westcott nu au fost niciodată în legătură cu vreun al treilea ordin și că au inventat pur și simplu ramura rozicrucienilor germani, în care pretindeau că descind. În fața unor asemenea mărturisiri, are loc o implozie a societății Golden Dawn. Pe lângă aceste certuri interne, în 1901, apropiații societății sunt arestați pentru escrocherie. În timpul procesului, numele asociației a fost de mai multe ori menționat, provocând nemulțumirea unora dintre adepți. Din 1903, societatea intră în agonie. Totuși, moștenirea este aprig disputată. Matters întepează la Paris frăția Alfa și Omega, care va fi condusă după moartea sa de soția sa Mina, sora filozofului Henry Bergson. O altă ramură, Stella Matutina, a fost deosebit de activă și a avut legături cu Rudolf Steiner, fondatorul antropozofiei. În sfârșit, enigmaticul și neliniștitorul mag Aleister Crowley, care fusese inițiat în 1900, fondează propriul său ordin, Astrum Argentinum. Golden Dawn va avea până la urmă un destin conform numelui său strălucitor, dar efemer. Deși ordinul originar a dispărut, există nenumărate inițiative și reapariții aproape în toată lumea. Mai multe temple care își declară descendența de la aceasta sunt înființate în Franța, iar în Statele Unite, în 1990, a văzut lumina zilei Thelemic Order of the Golden Dawn. Vom povesti în continuare despre societatea Rosa Cruce, despre mistificările și misterele alchimiste ale cavalerilor Rosa Cruce. Mișcarea Rosa Cruce, pentru că a fost mai mult decât o societate, a fost de drept o mișcare, mișcarea Rosa Cruce a apărut în secolul al XVII-lea datorită unui grup de studenți germani, apărători înflăcărați ai reformei morale și spirituale. Succesul mistificării lor este atât de mare încât va provoca apariția uneia dintre cele mai importante mișcări ezoterice contemporane. La originea mistificării Rosa Croix a stat Johann Valentin Andrea, creând un mit cu lungă și fecundă posteritate, cu un succes neașteptat. La sfârșitul anilor 1610, un zvon ciudat circula în Sfântul Imperiu Romano-German, înflăcărând spiritele. Venise epoca Rosa Cruce, a reformei universale, realizate de o societate considerată secretă timp de două secole. Câțiva ani mai târziu, apariția a trei publicații anonime, Fama Fraternitatis, în 1614, Confessio Fraternitatis în 1615 și Nunta Chimică de Christian Rose Croix în 1616 reprezentau lumii pe Rose Croix, Rosenkreuz în germană, fondatorul frăției cu același nume de la începutul secolului al XV-lea. Christian a văzut lumina zilei în Germania în 1378. După o educație monahală, el ar fi parcurs lumea din Arabia până în Țara Sfântă, trecând din Yemen și Maroc, studiind fizica, medicina și mai ales alchimia, pentru el disciplina supremă, care i-a asigurat averea și sănătatea. Conform documentelor, Cristian
s-ar fi reîntors în Germania, îmbogățit prin cunoștințele dobândite, și-a înființat o confrerie ai cărei membrii erau credincioși cu o înaltă moralitate. El i-a învățat secretele alchimiei, trimițându-i în lume pentru a-și pune talentele extraordinare la dispoziția oamenilor și a lui Dumnezeu. Aceștia ar fi jurat credință și respectarea a 6 principii. 1. Vindecarea gratuită a bolnavilor. 2. Adaptarea la uzanțele locale pentru a nu atrage atenția. 3. Întâlnirea lor, o dată pe an, în Casa Sfântului Duh, sediul german fondat de Cristian la întoarcerea din Orient, pregătirea unui succesor. 5. Folosirea literelor R și C, drept sigiliu și semn de raliere. Și 6. Păstrarea secretului confreriei lor timp de un secol. Cristian ar fi murit în 1484, la 106 ani, și ar fi fost înmormântat la domiciliul său, aflat într-un loc secret. Longevitatea deosebită s-ar fi datorat talentul sale de alchimist. Conform Frama Fraternitatis, frații Rose Croix descoperă mormântul fondatorului lor abia în 1604, datorită unor lucrări de renovare. Pe mormânt erau gravate inscripția profetică și cuvintele "mă voi deschide peste 120 de ani". Corpul lui a fost găsit intact, înconjurat de obiecte străine, texte alchimiste, de o reproducere fidelă a cosmosului și de un manuscris care îl reprezenta drept sămânța înfiptă în inima lui Isus. Descoperirea a fost interpretată de discipoli ca un semn. Venise vremea ca existența confreriei să fie adusă la cunoștința lumii. Discipolii ar fi redactat și difuzat Frama Fraternitatis, urmată de Confessio și de Nunta Chimică, pentru a-i atrage atât pe credincioși, cât și pe cei mai meritoși contemporani, cărora li se spunea, cine va nutri față de ei seriozitate și afecțiune, va profita spre binele său, atât în ceea ce privește corpul, cât și sufletul. Astfel au fost dezvăluite textele rozicruciene. Să povestim puțin despre tulburările din anii 1610, legate de Rose Croix sau Roza Cruce. Începutul secolului al XVII-lea a fost o perioadă confuză caracterizată de efervescența intelectuală marcată de numele lui Galilei, Kepler sau Descartes, disputa în climat de violență care cuprinde Europa în plină criză religioasă și morală, creșterea numărului proceselor de vrăjitorie intentate de Inchiziție, prefigurarea unui conflict fără precedent. Războiul de 30 de ani între 1618-1648. În Germania, la un secol după Luther, vântul reformei încetase. Într-o epocă impregnată de pesimism, renaște atracția pentru ezoterism și hermetism, alchimia trăgând mai mult ca niciodată. Se povestește chiar că împăratul Rudolf al II-lea de Habsburg, care a domnit între 576 și 1612, practica alchimia. Aviz de răspunsuri, într-o lume care apărea ca foarte enigmatică, marile spirite ale lumii au fost atrase de o nouă abordare a religiei prin care se puneau în valoare o spiritualitate mai apropiată de Dumnezeu. În acest context, apelul membrilor Roza Cruce va aduce cu ei speranța reînnoirii. Să studiem puțin modul în care Johann Valentin Andrea și-a pus amprenta asupra evoluției acestei mișcări Roza Cruce. Johann Valentin Andrea, spunea mai devreme, a stat la originea mistificării Rose Croix, creând un mit cu lungă și fecundă posteritate, cu un succes neașteptat. Scrierile lui au trezit curiozitate chiar de la publicare, provocând o avalanșă de texte din care numai unele se îndoiesc de existența Roza Cruce. Din perspectiva zilelor noastre, aceste texte sunt rezultatul unei mistificări al cărei principal inițiator a fost un tânăr student în teologie la Württemberg, Johann Valentin Andrea, care a trăit între 1586 și 1654. Suspectat în epocă și văzându-și cariera amenințată, va nega cu îndârjire și abia la sfârșitul vieții va mărturisi că este autorul lucrării Nunta Chimică. În ceea ce privește celelalte două scrieri, Fama și Confessio, ele sunt rezultatul muncii unui grup de prieteni luterieni numiți astăzi Cenacul de la Tübingen, în care Andreea era foarte activ. Toți acești tineri împărtășeau speranța comună într-o reformă universală, asemănătoare celei care dusese la apariția protestantismului în secolul anterior, care li se părea că își pierdea din avânt. Nimeni nu prevăzuse un asemenea entuziasm. La începutul anilor 1620, șmecheria le scapă însă din mână. Nitul Roza Cruce și începuse deja lungul drum. Dacă manifestele Roza Cruce fascinau și înspăimântau în același timp, aceasta se datora faptului că se ocupau de alchimie, disciplină în vogă în epocă, dar ușor retaxat drept erezie.
Textul cel mai semnificativ din acest punct de vedere este fără îndoială Nunta chimică, de Cristian Roza Cruce. Diferită de Fama și Confesio, lucrarea se vrea o povestire alegorică în care Cristian este invitat de un înger la o nuntă regală. Aducând 4 trandafiri, acesta ajunge la un castel aflat în vârful unui munte. După o serie de încercări, este admis alături de alți câțiva pentru a pregăti nunta alchimică. În prezența lor sunt decapitate 3 cupluri de rei și regine, după care și călăul are acea soartă. Sângele său este strâns pentru a da naștere unui păsări fenix, transformată imediat în cenușă, din care se face o pastă moale. Aceasta este pusă în 2 forme care dau naștere unui cuplu princiar, însuflețire spiritul suveranilor decapitați. După ce regele și regina devin adulți în câteva clipe, are loc unirea celor doi, în cea de-a 7-a zi. Cristian și companionii primesc lâna de aur și devin cavalerii pietrei de aur, aluzie la piatra filozofală a alchimiștilor și simbolul lui Hristos. Să studiem acum câteva dintre influențele și confluențele care au fost aduse societății Roza Cruce. Povestea Nunta Chimică ține în același timp de alchimie, de călătorie inițiatică și de misticism creștin. Redactată de Andreea, care nu avea decât 17 ani, ea abundă în aluzii de ezoterism și hermetism, foarte la modă din epoca Renașterii. Preluând tradiții care coboară până în Egiptul Antic și merg până la Gnoza medievală și mai ales la lucrările alchimistului elvețian Paracelsus, Andreea a dat coerența creștină unei discipline impregnate de păgânism. El a creat doctrina umanistă Rose Croix, privind posibila regenerare a lumii, conform mesajului lui Hristos, identificat cu stadiul suprem al marii opere alchimiste. Filozofia Roza Cruce considera că progresează prin cuvântul creștin, transformând lumea. În această optică, alchimia, cunoașterea ultima a naturii, este pusă în întregime în slujba lui Dumnezeu. Într-o lume frământată, sinteza rozicruciană urmărea restaurarea armoniei în jurul unei comunități de oameni hotărâți să acționeze cu înțelepciune pentru binele comun. Mistificarea prinde contur. Formidabilul succes al textelor se explică mai ales prin faptul că au știut să cristalizeze așteptările publicului, neliniștit în privința viitorului. Un adevărat val rozicrucian cuprinde Europa. Au loc confruntări, se apără puncte de vedere, se atacă ideile Roza Cruce. Cei mai convinși propovăduiesc necesitatea reformei și reamintesc promisiunea puterilor miraculoase deținute de discipolii lui Cristian. Opozanții insistă pe tonalitatea antipapistă a manifestelor lor. Este adevărat că autorii adevărați erau cu toții luterani, ei reproșând rozicrucienilor că practicau vrăjitoria. Practic, opozanții i-au acuzat de vrăjitorie. În această epocă, Descartes, în trecere prin Germania, este atât de intrigat de disputele generale, încât caută să se întâlnească cu membrii confreriei, fără să reușească însă. Ideile rozicruciene s-au propagat și în afara Germaniei spre Franța. Când Descartes se reîntoarce la Paris, în 1623, aici domneau deopotrivă entuziasmul și frica datorită unor afișe misterioase care afirmau că deputații Colegiului Invizibil al fraților Roza Cruce sunt într-o călătorie vizibilă și invizibilă în acest oraș prin grația celui de sus. În Anglia, savantul Robert Flood, care a trăit între 1574 și 1637, este cel care relatează, în urma unei lungi călătorii în Germania, despre elementele rozicruciene. Pasionat de alchimie, acesta susține cu fervoare ideea că frăția există cu adevărat și o apără împotriva acuzațiilor de vrăjitorie sau de pact cu diavolul. Compatriotul și contemporanul său, Francis Bacon, care a trăit între 1561 și 1626, se inspiră din tradiția rozicruciană atunci când relatează celebra sa operă Noua Atlantida. Ca o privire asupra influențelor pe care Roza Cruce le-a avut asupra mai multor organizații inițiatice, secrete sau discrete, putem analiza faptul că multe dintre chiar șorțurile sau simbolurile pe care ei le-au purtat au influențe masonice, spre masonerie. Principalele rituri masonice au un grad de cavaler Roza Cruce. Numeroase alte societăți cu audiență confidențială au preluat, mai mult sau mai puțin încântate, moștenirea istorică și diverse legende, fără a uita de intervenția inevitabilă a templierilor. Astfel, câțiva dintre ei, care ar fi scăpat în urma persecuțiilor, ar fi înființat, în 1316, în Scoția, frăția Frère and Rose Croix, pentru a dezvolta, desigur, în cel mai mare secret, cunoștințele ezoterice ale ordinului, care nici nu cerea altceva.
Frère Enros Croix avea în frunte un imperator. Se pare că primul membru al acestei frății ar fi fost un oarecare Pierre Febou, care ar fi avut drept succesor personalități foarte cunoscute în lumea ezoterismului modern, precum Eliphas Lévi, teozoful și fondatorul societății Golden Dawn, William Wynne Westcott, antropozoful Rudolf Steiner, fără a-l uita pe inevitabilul mag Aleister Crowley. Să intrăm mai atent în profunzimea teoriei care spune că Roza Cruce se află la originea francmasoneriei. Mitica confrerie rozicruciană a avut realizări cât se poate de reale. Paradoxal, apariția în secolul al XVIII-lea unei alte frății, francmasoneria, a permis menținerea ideilor rozicruciene. Atunci când înfloreau lojile masonice, moștenirea filozofică a lui Johann Valentin Andreea este greu de înlăturat. Iată de ce un număr mare de francmasoni caută să-i preia ritualurile. Mulți consideră, de altfel, că mesajul umanist, reformator și creștin al Rose Croix, Roza Cruce, a inspirat masoneria speculativă chiar de la început. Astfel, ritul francez, în cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, a plasat în vârful celor 7 grade pe cel al cavalerului Roza Cruce. Considerat la vremea lui un nec plus ultra al masoneriei, ritualul amintește mesajul ezoteric și alchimist rozicrucian de la origini. În templul masonic figurează o cruce identificată cu cea lui Hristos, un trandafir și cavoul întredeschis care împreună reamintesc învierea. În semnul acestui grad reprezintă la rândul său o cruce și un trandafir, în timp ce un sigiliu reproduce imaginea unui fenix care renaște din propria ei cenușă. În aceeași epocă, multe alte rituri masonice și cavalerești reamintesc moștenirea preluată de la Roza Cruce. Este cazul mai ales a ritului strictei observanțe templiere, fondat în 1751, sau al anumitor ritualuri lioneze puse la punct de Jean-Baptiste Villermoz în cazul în jurul gradului de mare maestru Aigle Noir Rose Croix. Către 1784, Ghiote, framason de câțiva ani, se afiliază la Ordinul Iluminaților, societate secretă ale cărei idei sunt apropiate de sinteza rozicruciană. Puțin mai târziu, ritul scoțian, vechi și acceptat, denumește gradul al 18-lea din piramida masonică cu titlul prestigios de cavaler Roza Cruce. Puțin prezent în Biblie, trandafirul folosit sau care dă denumirea acestui curent Roza Cruce, trandafirul desemna astfel, începând cu Evul Mediu, pe Fecioara Maria, identificată cu un trandafir alb fără spini, înroșit de sângele fiului. În Germania protestantă, floarea capătă o nouă importanță deoarece Luther, Martin Luther, utilizează deseori în traducerea pe care o face Bibliei termenul trandafir în loc de crin. Unirea între trandafir și cruce este dificil de datat. Pentru unii, a apărut în Anglia, unde trandafirul, simbolul dinastiei domnitoare, împodobea crucea Sfântului Gheorghe, patronul cavaleriei engleze. Explicația cea mai plauzibilă este probabil cea mai simplă. Blazonul familiei Andreea reprezenta crucea Sfântului Andrei, ornată cu patru trandafiri roșii. Blazonul fusese desenat de bunicul lui Johann Valentin, probabil ca un omagiu adus lui Luther, ale cărui armoarii reprezentau un trandafir roșu cu o cruce în centru. La începutul secolului al XVII-lea, când tânărul Andreea căuta o temă pentru eroul său, nu a făcut decât să împrumute una care îi era familiară, încărcată de reminiscențe religioase pentru a-l preamări pe noul reformator. Ghiote va relua la rândul său acest simbol într-un poem intitulat Misterele. Să nu uităm că Ghiote, la moartea sa, se presupune că ultimul cuvânt pe care el l-a rostit a fost Lichter, mai multă lumină. Rozicrucienii autentici nu au existat până în 1710, când Samuel Richter, originar din Silesia, numit Sincerus Renatus, Regeneratul, în traducere, întemeiază frăția Rose Croix de Aur, care se răspândește în orașele germane. Membrii săi își propuneau să elaboreze piatra filozofală, care fusese deținută întotdeauna de înalții reprezentanții ai confreriei. Societatea are un mare succes în rândul aristocraților germani, chiar dacă conservatorismul său politic o îndepărta de spiritul rozicrucian original. Câteva decenii mai târziu, în 1777, doi francmasoni ambițioși din Berlin, Bischof Werder, care a trăit între 1714 și 1803, și Wöllner, care a trăit între 1732 și 1800, construiesc o nouă frăție, Rose Croix de Aur a vechiului sistem. Pretinzând că provine din cea mai îndepărtată antichitate, izvoarele sale aflându-se în Biblie,
dar și în sectele antice, societatea este structurată strict ierarhic și compartimentată. Ea acordă membrilor titluri emfatice și le promite incredibile dezvăluiri referitoare la transmutarea metalelor și prelungirea vieții. În realitate, proiectul celor doi fondatori era cu totul altul. Se urmărea ralierea în jurul lor a prinților germani pasionați de ezoterism și suficient de credule astfel încât cei doi să profite. Planul lor se realizează în urma inițierii oficiale a moștenitorului coroanei Prusiei, Frederic Wilhelm al II-lea, care a trăit între 1744-1797, care urcă pe tron câțiva ani mai târziu. Astfel, în 1786, Wellner devine ministru de stat, iar Bischof Werder, ministru al apărării. Ambiția odată realizată, își demască impostura, decretând pur și simplu dizolvarea ordinului. Ceea ce, în schimb, nu au dezmințit niciodată niciunii dintre ei este entuziasmul de care au dat dovadă. După eșecul mișcărilor răscura independente, în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea are loc o renaștere durabilă a societăților rozicruciene, care oricum influențaseră multe alte societăți discrete sau secrete și într-o manieră cât se poate de morală și de curată. În timp ce industrializarea a transformat lumea occidentală, iar rațiunea pare atât puternică, anumite spirite reactivează tradiția Roza Cruce într-un sens destul de tradiționalist. Societatea rozicruciană în Anglia, înființată la Londra în 1867 de Robert Wentworth Little, între 1840-1878, s-a manifestat el, a trăit, este apropiată de mediile masonice, practicându-le riturile și propunând aprofundarea cunoștințelor pe baza descoperirilor din alchimie. În aceeași epocă apar și alte frății, Ordinul Roza Cruce Ezoteric în Germania sau Ordinul Cabalistic Roza Cruce în Franța. Mai important este Anticus Mystic Ordo Rose Crucis sau Ordinul Roza Cruce Antic și Mystic, înființat în 1909, datorită impulsului dat de Spencer Lewis, care a trăit între 1883 și 1939, un medic american care, ca urmare a unei revelații asemănătoare celei din nunta chimică, se lansează și în perpetuarea mesajului rozicrucian. Ordinul Roza Cruce Antic și Mistic este astăzi mișcarea rozcruciană cea mai importantă. Totuși, el s-a adaptat noii epoci, mai aproape de ecumenismul New Age decât de luteranismul de la origini. El se deschis influențelor orientale, mai ales temei reîncarnării, profesând o mare toleranță religioasă și căutând calea spre divinitate prin meditație și rugăciune. Acest demers eclectic constituie probabil punctul comun între Roscroa contemporan și cel visat inițial de Johann Valentin Andrea și prietenii săi. Vom povesti în continuare de un aspect extrem de interesant și de o asociație sau o societate extrem de atractivă prin principiile pe care le-au promovat, prin practicile și ritualurile pe care le-au dezvoltat. Marea operă a alchimiștilor. A găsit secretul pietrei filozofale pentru a fabrica aur după voință, dar și prelungirea vieții, iartă ținta alchimiștilor. Ei sunt în același timp precursorii ai chimiștilor moderni, șarlatani sau filozofi în căutarea îmbogățirii spirituale. În 1417 moare Nicolas Flamel, la respectabila vârstă de 87 de ani. De origine modestă, el achiziționase cu câteva decenii în urmă o foarte modestă librărie în Paris. Ori începând cu 1382, face paradă de o bogăție surprinzătoare, care se manifestă printr-o generozitate risipitoare. A contribuit la fondarea 14 spitale și 3 capele și a ajutat numeroase persoane. Mulți s-au pus întrebări privind originea acestei averi apărute dintr-o dată. Flamel a dezlegat din proprie inițiativă această enigmă, afirmând că a descoperit secretul transformării metalelor comune în aur. Totul a început într-o zi anului 1357, când în mica sa librărie intră un bărbat care îi oferă un volum semnat de Abraham Evreul. Flamel cumpără cartea și începe să o citească. Lucrarea conține 21 de pagini pline de texte de alchimie și neînțeles. Librarul a petrecut peste 20 de ani încercând să descifreze sensul doar din acele 21 de pagini. Abia în 1378, cu ocazia unui pelerinaj la Saint-Jacques de Compostelle, Flamel îl întâlnește pe maestru Canchet, un bătrân medic evreu convertit. Acesta recunoaște în cartea lui Abraham Evreul expresia gândirii cabalistice. În consecință, îi dă cheile de interpretare lui Flamel, care, întors la Paris, va cunoaște de acum încolo suficient pentru a-și continua cercetările. La 17 iulie 1382, el declară că a transformat mercurul în argint,
3 luni mai târziu, el ar fi obținut piatra filozofală care permite transformarea metalelor în aur. Pun piatră roșie peste o cantitate similară de mercur, pe care îl transform cu adevărat în tot atât aur pur, mai bun decât, desigur, aurul comun. După spusele sale, din acel moment, Flamel va face parte din grupul restrâns de adepți ai alchimiștilor care au ajuns la Marea Operă. Termenul alchimie derivă din cuvântul arab alchimia și face referire la Pământul Negru, nume dat de greci Egiptului. Întâlnim urme de practici alchimiste din cele mai vechi timpuri și la alte civilizații. Astfel, în China, diversele confrerii ale fierarilor au influențat taoismul în sensul mistic al alchimiei. În India, alchimia s-a dezvoltat în siajul tantrismului, care, printr-o serie de practici corporale, viza transformarea ființei pentru a o purifica și o face asemănătoare aurului. Alchimia occidentală apare la începutul erei noastre, în bazinul mediteranean. Sub patronajul zeului Hermes, alchimiștii alexandrini ai secolului al IV-lea, Zosimos, Maria Evreica sau Synesius, cercetează pe trei căldii diferite, dar complementare după opinia lor următoarele aspecte: transformarea metalelor în aur și prelungirea vieții pentru a ajunge în final la uniunea cu divinitatea. Doctrina alchimiștilor nu poate fi disociată de hermetism. Acest curent de idei al Antichității a cunoscut o perioadă de glorie în Alexandria, în secolul al III-lea, înainte de a influența părți întregi din ezoterismul occidental. Denumirea provine de la Hermes, identificat de greci cu zeul Tot, deținătorul scrierii și al transmiterii tradiției la egipteni. Lui Hermes Trismegistul, de trei ori foarte mare însemnând, i se atribuie redactarea trei numeroase lucrări care consemnau o serie de cunoștințe secrete, printre care celebra tablă de smarald, tabula smaragdina. Alchimiștii au comentat îndelung acest text, care afirmă, printre altele, ceea ce e jos e la fel cu ceea ce e sus. Doctrina hermetică presupune existența unității primordiale, care ne dezvăluie o rețea de corespondențe ascunse. Astfel, macrocosmosul creației este reprezentat în microcosmosul reprezentat de ființa umană, deoarece toate lucrurile au fost și au devenit unul. Nu numai că omul este partea unui tot, dar el cuprinde lumea în totalitatea ei. Această idee este fundamentală pentru alchimiști. Ei consideră că piatra filozofală nu este altceva decât o altă unitate regăsită a tuturor elementelor care compun materia. În cursul evolului mediu, lucrările celor trei alchimiști alexandrini ai secolului al IV-lea, Zosimos, Maria Evreica și Synesius, vor străbate lumea arabă pentru a și dând un celebru alchimist sufi, Yabir ibn Ayan, din secolul al VIII-lea. Începând cu secolul al XII-lea, aceste cunoștințe pătrund în Occidentul creștin. Cei mai mari intelectuali ai vremii se interesau de ele. Albert cel Mare, Roger Bacon, dar și Raymond Lull acordau o înaltă apreciere acestei cercetări a alchimiei. Sfârșitul evului mediu și renașterea reprezintă apogeul cercetării alchimiste în jurul unor personaje precum Nicolas Flamel și mai ales medicul elvețian Paracelsus, care a trăit între 1493 și 1541, care utilizează principiile alchimiei în scopul elaborării leacurilor. Atelierele alchimiste înfloresc în Europa și chiar suveranii caută piatra filozofală. Astfel, împăratul Rudolf al II-lea, 1552-1612, îi primește la curtea de la Praga pe cei mai reputați adepți ai timpului, pe care îi instalează pe Străduța de Aur, în inima capitalei Cehe. Alchimiștii alcătuiau o adevărată societate ai cărei membrii străbăteau Europa în căutarea cunoștințelor și pentru a se perfecționa. Chiar și în secolul clasic, Newton, 1542-1727, sau Leibniz, filozoful Leibniz, 1646-1716, credeau în ideea transmutației metalelor. Odată cu epoca luminilor, în ciuda entuziasmului suscitat de un Cagliostro, numărul alchimiștilor scade. Alchimia își pierde din credit în favoarea chimiei, care tocmai se naște. Practic, vedem că există o diferență destul de mare între alchimie și chimie. Astăzi, adepții alchimiei pot fi numărați pe degete. Personaje enigmatice, ei se manifestă rareori, sunt destul de discreți. Atunci când este cazul, folosesc pseudonime, precum misteriosul Fulcanelli, autorul Mister de Catedral, Eledemer, filozofal.
În vremea în care căutarea pietrei filozofale agita Europa, existau două categorii de alchimiști. Suflătorii erau meșteșugari de stoinici care amestecau tot felul de produse, metale și plante în fața furnalului, sperând că vor obține aur. Adesea, asimilați șarlatanilor, ei au sedus multă vreme pe suveranii din Occident, promițându-le glorie și avere. Unii și-au plătit eșecul cu viața. Alții, dimpotrivă, au făcut descoperiri chimice, dar demersul empiric și interesul pentru câștig erau disprețuite la cel mai înalt nivel de adepți. Aceștia, mult mai discreți decât primii, considerau că o lungă tradiție inițiatică. În general, obțineau cunoștințe de la un maestru alchimist care îi pregătise sau îi orientase, dar se refereau și la tot felul de manuscrise. După ei, cunoștințele alchimice nu trebuiau dezvoluite oricărui neavenit. Iată de ce ei aveau grijă să folosească un limbaj ezoteric plin de desene și simboluri, care puteau fi înțelese doar de un inițiat. Astfel, Hristos sau Pelicanul desemnează piatra filozofală, Saturn plumbul, câinele sulful, scorbura unui stejar furnalul. În scrierile alchimiste, etapele de preparare a aurului nu sunt indicate niciodată cu precizie. În locul descrierilor găsim planșe alegorice, cuprinzând adesea anagrame misterioase. Sigur pe știința lor, ducând o viață austeră aproape monahală, adepții lucrează în laboratoare pline de cărți, pergamente, alambicuri ciudate și furnale. Aici se lucrează la piatra filozofală. Conform textelor care s-au păstrat, prepararea poate fi lichidă, sub forma unui elixir de viață lungă, sau solidă, sub forma unei pietre sau unei pudre roșii și translucide. În această stare, ea poate fi protejată într-un cuptor, fiind pusă peste metalele pe care le transmută într-o enormă cantitate de aur. Fabricarea acestuia era considerată a fi lungă și periculoasă. Alchimistul trebuia mai întâi să extragă materia primă din adâncurile pământului, după care acționa în patru etape, obținea materia lichidă și evapora excesul de apă pentru a obține un produs văscos. Apoi separa și purifica fiecare element al materiei, reunând spiritele, pentru a forma piatra filozofală. Elementele erau coapte într-o retortă specială în formă de balon, numită oul filozofic. Apoi, principiile contrarii simbolizate de sulf și mercur, asimilate masculinului și femininului, erau amestecate pentru a da naștere pietrei filozofale. Alchimistul era un expert care, în afara cunoștințelor ermetice, stăpânea și tehnici complexe. Să studiem acum câteva elemente de alchimie mistică. Pentru adepți, alchimia nu se reducea doar la simpla transformare a metalelor. Aceasta era o etapă necesară pe drumul unui proiect măreț, edificarea sinelui, perfecționarea permanentă. Alchimiștii cei mai avansați căutau să se transforme pe ei înșiși. Căutarea filozofală, în timp ce se obține în laborator, devine metafora unei căutări interioare. Lucru, aspect, elemente pe care le regăsim și în cartea lui Paulo Coelho, Alchimistul. Aceste concepții mistice au influențat și alte societăți precum francmasoneria, al cărei ritual inițiatic se apropie de purificarea alchimistă. Pentru unii alchimiști, marea operă merge și mai departe, permițând comunicarea cu principiul creator, garant al unității lucrurilor. Mișcarea Rosa Cruce se inspiră din această concepție teurgică, fondatorul său mitic, Christian Rosenkreuz, fiind un alchimist apropiat de imaginea lui Hristos. Numai câțiva adepți puteau atinge, însă, această stare prin care omul participa la actul divin. Vom parcurge în continuare fascinanta povestea companionilor și secretul operelor frumoase create de companioni. Legenda îi consideră moștenitorii constructorilor de catedrale. Puterea politică și biserica nu au avut încredere în această brazlă frățească, cea mai veche dintre societățile inițiatice din Occident. Lor li se datorează construcția turnului Eiffel și renovarea flăcării Statuii Libertății, construcția fleșei bisericii Mont Saint-Michel și temelia piramidei Muzeului de la Louvre. Au participat la construcția metroului din Caracas și a tunelului de sub canalul Mânecii. Se pare că niciun șantier de renume nu a putut fi realizat fără ei. Elita aproape aristocratică a meserilor artistice, renumele lor fiind cu atât mai mare cu cât este aureolat de un nimb misterios. Realizările cele mai recente sunt un eco al marii opere de construcție a catedralelor. Companionii ar deține secretele acelor constructori din epoca creștină, moștenitorii ai cunoștințelor celor mai vechi, păstrate cu strictețe. Prezenți în Franța, dar și în alte părți ale lumii, în mai mult de 6.000 de întreprinderi și repartizați în corpuri de meserii diferite, precum templarii, constructorii de caroserii,
instalatorii de centrale termice, brutarii, lucrătorii în gips, sticlarii sau marochinerii, cele aproape 20.000 de persoane împărțite în trei mari familii de companionaj au creat o adevărată legendă. Nu a existat un secret ezoteric care să preceadă construcția catedralelor. Companionii nepracticând misterele, chiar dacă uneori le plăcea să se lasă să se creadă aceasta. Secretul profund referitor la angajamentul personal în cadrul frăției, care punea pe primul loc dragostea pentru lucrul bine făcut, pe baza cunoștințelor profesionale, nu va fi dezvăluit însă niciodată. Misterul fondator al companionilor se regăsește în Vechiul Testament, în care se evocă construcția templului ce trebuia să adăpostească chivotul legii. Părintele Subis, patronul companionilor templari, este alături de regele Solomon și de meșterul Jacques, una dintre cele trei figuri majore din cadrul de voal, unul dintre cei care a contribuit la dezvoltarea principiilor și modului de lucru în cadrul societății companionilor. Misterul fondator al companionilor se regăsește în Vechiul Testament, în care se evocă construcția templului ce trebuia să adăpostească chivotul legii. Solomon și-a ales muncitorii din tot Israelul, iar arhitectul său Hiram era cel care administra problemele tuturor acestor oameni. Solomon avea 70.000 de muncitori necalificați care cărau greutățile și 80.000 care săpau piatra în munți. Cei care se ocupau cu administrarea fiecarei lucrări, care erau un număr de 3.300, comandau poporul și pe cei care munceau. Acest extras din Cartea Regilor reprezintă botezul mitic al companionilor, ancorat în tradiția inițiatică a celei mai profunde moșteniri iudeo-creștine și le prezintă idealul, trei niveluri de meșteșugai, executanți, cioplitori în piatră și meșteri, care muncesc preocupați în cel mai mare grad de realizarea capodoperei. Tradiția companionilor se remarcă prin importanța acordată uneia sau alteia dintre figurile tutelare. Astfel, Solomon, în devoir de liberte, rit ce datează din secolul al XIX-lea, devine protectorul cioplitorilor în piatră și al templarilor. Lui se asociază figura lui Hiram, arhitectul templului, asasinat de companionii răi, avis să-i afle secretele. Un alt rit, de voar, îl glorifică pe meșterul Jacques și pe părintele Subiz. Ei sunt arhitecții companionii lui Hiram, care, după construirea templului, părăsesc Ierusalimul și pleacă în Franța. În timpul călătoriei, în urma unei certe, ei se regăsesc pe poziții adverse, de unde și apariția a două ramificații de companionaj. În timp ce meșterul Jacques devine protectorul cioplitorilor de piatră, părintele Subiz este protectorul dulgherilor. Câțiva ani mai târziu, părintele și maestrul Jacques, retras la mănăstirea Saint-Born, este asasinat de discipolul lui Subiz. Și astăzi, mănăstirea provențală este un loc de pelerinaj pentru Compagnon du Devoir. Într-o variantă, meșterul Jacques nu ar fi altul decât Jacques de Molay, ultimul mare maestru al templierilor, care ar fi recurs la Compagnon pentru a construi puternicele fortărețe din Țara Sfântă. În ceea ce îl privește pe părintele Subiz, legenda îl face călugăr benedictin, deținătorul planurilor templului. Miturile și simbolurile asemănătoare ale companionilor și francmasonilor au alimentat ideea, extrem de răspândită, conform căreia cele două societăți inițiatice ar fi apropiate, chiar gemene. Ori nu este nimic mai fals decât a cataloga companionii sau companionajul drept un aspect practic și concret al francmasoneriei, considerată a fi mai ales intelectuală și adresată spiritului. Pe de o parte, companionajul este mult mai vechi, din moment ce datează din Evul Mediu, în timp ce primele obediențe masonice apar abia în secolul al XVIII-lea. Pe de altă parte, companionajul este în primul rând o asociere de muncitori manuali, în timp ce masoneria reunește personaje provenite din toate profesiile. În privința simbolurilor comune, cum ar fi echerul și compasul, acestea au fost împrumutate prin tradiție de primii francmasoni, fără ca vreo legătură particulară să-i unească de corpul meseriilor din construcții. Pe de altă parte, s-a stabilit că mitul lui Hiram a fost elaborat mai întâi de loji, înainte de a figura în tradiția companionilor. În afară unor legături instituționalizate, este sigur însă că unii companioni au fost și francmasoni. Este cazul mai ales al lui Agricole Perdiguiel, unul dintre marii reformatori ai companionilor. Astăzi, diferitele familii de companioni au față de francmasonerie poziții diferite, mergând de la bunăvoință până la neîncredere. Originea medievală a companionajului este recunoscută astăzi, el datând din secolele 14-15, în siajul marilor șantiere de construcții urbane, al fortificațiilor pentru catedrale.
Până atunci, soarta muncitorilor nu era de invidiat. Supuși patronilor, erau adesea prost plătiți și uneori maltratați. Între altele, le era aproape imposibil să obțină titlul de meșter, care le-ar fi permis să lucreze pe cont propriu. În lumea închisă și rigidă a preselelor, doar cei bogați puteau accede la acel rang de invidiat, de maestru sau de meșter. Ca reacție împotriva acestei situații au apărut corpurile de meserii, de voar, care erau numite atunci, aflate la marginea structurilor oficiale. Respingând titlul de meșter, apanaj al brezlelor care le criticau, acești meșteșugari nu mai păstrează decât titlul de calfa, marcând astfel frăția care îi lega, termenul însemnând cel care împarte pâinea, și atașamentul față de modul de viață comunitar care îi caracteriza. Aceste noi de voar regrupau trei meserii, cioplitori în piață, tâmplarii și lăcătușii. Adevărate sindicate, ele aveau drept scop nu numai să asigure necesitățile materiale ale muncitorilor, furnizându-le o muncă permanentă și decentă, dar și să-i pregătească din punct de vedere profesional și moral. Astfel a apărut companionajul. Să înțelegem ce înseamnă evoluția în cadrul societății companionajului sau companionilor. Companionajul este o societate inițiatică al cărei secret nu se poate comunica și care se bazează pentru fiecare dintre membrii pe propriul parcurs tehnic și spiritual. După o perioadă probatorie de câteva luni, cel ce vrea să facă parte din acest sistem este admis la ceremonia de adopțiune în cursul care este supus unor probe. În ritualurile inițiale, îi se propunea să fabrice monede false sau să-și renege religia pentru a-și proba virtutea. Astăzi, îi se propune doar să confirme angajamentul său moral. Urmează îmbrățișarea din partea companionilor cu experiență, care îi dau o panglică de culoare pe care o are corpul meseriei respective și un baston. Astfel, el devine candidat. În continuare, candidatul începe un lung tur al Franței, timp în care își va demonstra cunoștințele și înaltele virtuți morale și va deveni companion. Candidatul trebuia să realizeze o capodoperă, piesă unică care îi rezuma și îl ilustrează maestria. Ceremonia de primire, numită uneori urcarea în cameră, este un moment capital al inițierii. Candidatului îi se cere simbolic să moară pentru a reînvia, având statutul de companion. El primește numele său de companion, care poate fi de tipul cel din Périgord, inimă credincioasă, cel din Avignon, virtuosul, credinciosul din Chartres sau altele. Nivelul al treilea, finalizarea, prelungea drumul inițiatic. Deveni companion de săvârșit, meșteșugarul se reîntoarce în lume. La rândul său, el poate transmite mai departe cunoștințele pentru a perpetua lanțul neîntrerupt al companionilor. Echerul și compasul sunt cele două simboluri principale întâlnite de companion pe întreg parcursul său. Rectitudinea morală și măsura, dragostea pentru lucrul bine făcut și scânteia creatoare sunt reprezentate de aceste două instrumente, care mai au și multe alte semnificații. Simboluri mai intime sunt strâns legate de cele trei ceremonii, cum ar fi adoptarea, primirea și finalizarea. Cu ocazia primeia, candidatul primește o stofă pe care sunt imprimate un labirint și turnul Babel. Sunt invitații pentru a face ordine în propria gândire sau se reamintește că o capodoperă a rămas neterminată. Cele două desene au semnificația căutării sensului care va trebui să-l însuflețească pe tânărul ucenic care străbate drumurile Franței. Câțiva ani mai târziu, cu ocazia ritualului de primire, noului companion îi sunt prezentate și alte simboluri. Este vorba despre piramidă, templu, mormânt și catedrală. După corpul de meserii care îi aparține meșteșugarul, aceste embleme sunt interpretate diferit. Desigur că ele reprezintă monumentele terminate ce reamintesc capodopera candidatului, invitându-l să reflecteze la natura efemeră a vieții. În ceea ce îl privește pe companionul desăvârșit, lui se încredințează un nou simbol, o pentagramă în care este înscris un bărbat ținând compasul și echerul. Această alegorie îl desemnează pe Homo Universale, fiecare companion dorind să ajungă un bărbat realizat. Riturile numeroase care marchează viața companionului sunt moștenite prin obiceiurile vechi, din epoca în care membrii asociațiilor de voar, persecutați și divizați din cauza tendințelor antagonice, trebuiau să se poată recunoaște sau să comunice fără a putea fi înțeleși de ceilalți, de exemplu când făceau turul Franței. Când doi companioni se întâlneau pe drum, ei se prezentau prin gesturi și dialoguri rituale bine cunoscute. Dacă erau de același rit, topajul se încheia cu schimbarea reciprocă a bidoanelor. În același spirit, companionii foloseau un limbaj secret denumit urlete. Practicat în special în timpul ceremoniilor funebre,
consta din pronunțarea deformată a cuvintelor în așa fel încât se înțelegeau doar între ei. Unele ritualuri se practicau și astăzi. Este cazul în special al lanțului de alianță, practicat la sărbătoarea patronală sau cu ocazia unui banchet. Fiecare încrucișează brațele pentru a prinde mâna vecinului său. Lanțul uman simbolizează unirea companionilor pe care doar moartea o poate desface. Alte rituri sunt legate de regula strictă care dirigează viața companionilor, fiind numite conduite. Astfel, conduita de la Grenoble se aplică doar când un companion a comis un furt. El este convocat de un banchet, la un banchet unde toți, cu excepția sa, ciocnesc și blesteamă hoții. Apoi este pălmuit de toți membrii adunării înainte de a fi gonit cu lovituri de picioare. De la început, companionajul s-a organizat distinct în perioada în care constituia obiectul tuturor suspiciunilor. În secolul al XVI-lea, războaiele religioase nu au cruțat confreriile, care se împart în două ramuri. Devoratorii, sub patronajul meșterului Jacques și al părintelui Soubise, rămân fidelii Romei, în timp ce locuitorii din Albi, Gavot, trec la reformă. În secolul următor, revocarea edictului de la Nantes de către Ludovic al XIV-lea accentuează tensiunea dintre companionii catolici și cei hugenoți. Și biserica, la început binevoitoare, s-a arătat repede ostilă față de aceste confrerii care se înfruntau, dar se și întruneau în secret pentru a practica ceremonii inițiatice. În final, în 1655, Facultatea de Teologie a Universității în Paris condamnă oficial companionajul și societățile sale zise ale datoriei, devoir, disprețuitoare la adresa bisericii, fiind nelegiuite și practicând superstiția. Acesta este citatul prin care Facultatea de Teologie condamnă companionajul. Sentința nu a avut însă efectul scontat. Companionajul își va proteja și mai mult secretul riturilor, în timp ce reputația de excelență nu va înceta să-i atragă pe tinerii meșteșugari din ce în ce mai numeroși. Astfel se explică faptul că societatea companionilor a traversat fără dificultăți epoca Revoluției franceze, chiar dacă prin legea Le Chapelier din 1791 se interzică oficial asociațiile de meserii. În secolul al XIX-lea se opun două mari rituri, devoir, legat de catolicism, și devoir de liberté, mai deschis și în cadrul căruia se găsesc liber cucerători și francmasoni. Această divergență ideologică generează diferite mici conflicte și degenerează din ce în ce mai mult, adesea, în certuri însoțite de amenințări și uneori de bătăi violente, când lupul, adică cioplitorul în piatră din cadrul devoir de liberté, întâlnește un lup garou, cioplitor în piatră în cadrul devoir. În acest context, se înscrie figura lui Agricole Perdiguier, care a trăit între 1805 și 1875, republican, francmason, prieten al scriitoarei George Sand, devine adeptul neobosit al reconcilierii dintre diversele ramuri ale companionajului în speranța unei uniuni a asociațiilor de voar. Perdiguier rămâne un personaj major al lumii companionilor prin aureola și opera sa vizionară, chiar dacă visul său nu s-a realizat niciodată. Trebuie spus că în acea epocă companionajul se afla în criză. Lumea industrială emergentă marginaliza din ce în ce mai mult munca artizanală, iar sindicalismul în formare se distanța de organizație considerată prea conciliantă față de patronat. Astăzi, companionii se împart în trei familii. Cea mai veche este Union Compagnonique du Tour de France de Devoir Unie, fondată în 1889. A doua s-a înființat în timpul celui de-al doilea război mondial, sub guvernul de la Vichy. Ca și francmasoneria, companionajul risca să fie dizolvat pe legea din 13 august 1940, care interzicea societățile secrete. Totuși, societatea este confirmată chiar de mareșalul Pétain. Astfel, în 1941, se înființează Association Ouvrière de Compagnons du Devoir du Tour de France. Foarte legată de tradiție, asociația practica numai riturile din vremea meșterului Jacques și a părintelui Soubise. Confirmată de guvernele postbelice, este astăzi ramura cea mai importantă a companionajului. Ultima familie, fondată în 1952, este Fédération Compagnonique de Métier du Bâtiment. Moștenitoarea ideilor lui Perdiguier, este o asociere flexibilă a unor meserii, dulgheri, țiglari, zincari, instalatori, lucrători în gips, zidari, tâmplari, cioplitori în piatră, vopsitori și geamgii, ce și-au păstrat riturile proprii, fiind de fapt o federație formată din 5 societăți.
Acești meseriași continuă tradițiile seculare și s-au adaptat lumii moderne, nu numai în practicarea meseriei, dar și a riturilor și obiceiurilor de companionaj. Aceasta nu s-a realizat întotdeauna ușor. Astfel, abia după o lungă dezbatere care a durat peste 3 ani, companionii au încetat a mai fi o societate exclusiv masculină. În decembrie 2004, pentru prima dată în istorie, ei au primit 3 tinere companioane. Unul dintre momentele fundamentale din viața unui companion îl constituie turul Franței. Parcurs inițiatic în sensul propriu, initium, înseamnă pe drum, el constă într-o serie de stații sau etape, în diferite orașe din Franța, în care candidatul se perfecționează într-o tehnică sau alta. În general, călătoria are loc în sensul acelor de ceas. În timpul acestui periplu, care poate dura chiar și mulți ani, tânărul este cazat în căminele companionice. De fiecare dată, este întâmpinat de o femeie care este conducătoarea căminului, care îi se spune mama. În zilele următoare sosirii sale, cel numit roleor sau ruleor, este însărcinat să-i găsească de lucru. Zilele de lucru sunt completate cu instruirea care are loc în Cayenne, locul de întâlnire al companionilor. Pregătirea are caracter de formare cu pregătire oral, garantându-se astfel secretul acestei învățături. Și în zilele noastre, turul Franței este o particularitate companionică. Haideți să descoperim în continuare câteva dintre secretele templierilor, templierii de ieri și de azi. În continuare, subliniem faptul că materialul care ne-a ajutat să dezvoltăm această prezentare a noastră despre societățile secrete de tip religios și inițiatic sunt materialele editurii La Rus. Considerăm că este una dintre cele mai credibile surse, am comparat cu alte surse de informare în același domeniu și pe același subiect și considerăm că este una dintre cele mai credibile cu informații de valoare și foarte profunde. Templierii de ieri și de azi reprezintă, am putea spune, cel mai puternic ordin de cavaleri, devenit, după dispariția sa brutală, cel mai misterios. Și astăzi, templierii continuă să fascineze între căutarea graalului, ezoterism și, de ce nu, marile comori despre care se spune că le-au deținut. Iată cum se adresa Papa Urban al II-lea în 1098 către templieri. Fii ai lui Dumnezeu, este important ca fără întârziere să-i ajutați pe frații noștri din Orient. Un popor venit din Persia, turcii, le-a invadat țara. De aceea, vă îndemn și vă implor să-i ajutați pe creștini și să respingeți acest popor aducător de nenorociri, departe de teritoriile noastre. Fiți de acum înainte cavalerii lui Hristos. Cu aceste cuvinte, în 1098, Papa Urban al II-lea lansa aventura primei cruciade. În anul următor, Ierusalimul era cucerit de la musulmani, o cucerire fragilă care trebuia consolidată. În aceste condiții, în 1118, Hugh de Payen, un cavaler din Champagne, și 8 dintre însoțitorii săi își propun să-și dedice viața protecției pelerinilor care se duceau în Țara Sfântă. Primind de la Budon al II-lea, regele Ierusalimului, moscheia de la Al-Aqsa, construită pe locul templului lui Solomon, acești cavaleri săraci ai lui Hristos beneficiază de sprijinul lui Bernardo Clairvaux, înainte ca regulamentul acestei miliții a lui Dumnezeu să fie aprobat de Conciliul de la Troie în 1128. Haideți să aflăm câteva lucruri despre sărăcia și puterea cavalerilor. Oare era mai multă sărăcie sau oare era mai multă putere financiară? Regula templierilor, asemănătoare regulii cisterciene a Sfântului Benedict, este marcată, înainte de orice, de o mare austeritate. Frații, care puteau fi recunoscuți după mantia albă și crucea roșie, prestau 3 juromente, 1 de supunere, 2 de sărăcie și 3 de castitate. Ei asistau în fiecare zi la slujbă, se îmbrăcau simplu și mâncau câte 2 din același blid. Templierii s-au dedicat prin jurământ apărării pelerinilor și drumurilor care duceau spre Țara Sfântă, participând din ce în ce mai activ la luptele sângeroase dintre creștini și musulmani. Pentru a putea îndeplini acest rol nou, soldații călugări erau înconjurați de un personaj numeros, sergenți, capelani și servitori. Marele maestru era asistat la conducerea ordinului de Consiliul Călugărilor și de ofițeri. Teritoriile protejate și apoi administrate de templieri sunt împărțite în provincii. Se înființează o întreagă rețea de reședințe ale comandanților militari, care sunt în același timp cetăți și exploatări agricole, dar și sucursale însărcinate să strângă banii necesari finanțării operațiunilor din Orient. Idealul cavaleresc și religios al templierilor impunea un deosebit respect, iar ordinul s-a îmbogățit considerabil. Donațiile abundă, iar unii membri tineri, proveniți din cele mai bune familii, abandonau totul pentru a îngrușa rândurile acestei cavalerii pioase. La începutul secolului al XIV-lea, numai puțin de 2000 de reședințe ale comandanților militari erau presărate prin regatele Europei, din Europa până în Palestina, constituind o vastă și sigură rețea
fiind foarte securizate, capabile să acumuleze și să facă să ajute să circule sume considerabile. Templierii au devenit bancheri puternici, a căror avere va stârni pofte nemăsurate. Înfrângerile suferite de franci în Țara Sfântă prevesteau sfârșitul templierilor. De la pierderea definitivă a Palestinei în 1291, ei nu mai aveau de ce să mai ființeze, iar ordinul nu s-a mai ocupat decât de apărarea intereselor sale financiare. În timpul domniei lui Filip cel Frumos, care nu uitase că în 1250 templierii refuzaseră să împrumute banii de răscumpărare ceruți pentru eliberarea bunicului său, regele Ludovic cel Sfânt, căzut în mâinile musulmanilor. Dacă suferanul râvnea la bogățiile ordinului, el era animat însă și de o credință sinceră, nerămânând totuși insensibil la zvonurile persistente care îi denunțau pe templieri ca fiind eretici. Deci, practic, ceea ce l-a motivat mai puternic a fost credința sinceră decât faptul că râvnea la bogățiile ordinului. Aceasta așa numită afacere de urmărire a cavalerilor templieri, afacere cum se numea în acea perioadă o sarcină dată de rege pentru a urmări pe cavalerii templieri, este încredințată unuia dintre consilierii fidele ai regelui, Filip de Nogaret, care a declanșat cea mai spectaculoasă operațiune polițienească desfășurată vreodată. La 13 octombrie 1307, aproape 100 de demnitari ai ordinului, printre care și marele maestru Jacques de Molay, sunt arestați. Sub tortură, toți își mărturisesc comportarea disprețuitoare față de biserică și sacrilegii condamnabile. Evident, totul sub tortură. Papa Clement al V-lea încearcă să intervină în favoarea templierilor, astfel încât mai mulți își retractează mărturiile false și care îi condamnau, de fapt. Dar Filip cel Frumos rămâne inflexibil. 36 de cavaleri mor din cauza relelor tratamente la care sunt supuși, 54 sunt arși pe rug în mai 1310. Papalitatea, cărei susținere nu se dezmințise niciodată, se hotărăște să dizolve ordinul în 1312. Papalitatea, practic, devenise contra cavalerilor templieri. La rândul său, Jacques de Molay își retractează mărturisirile. Considerat recăzut în erezie, este condamnat la ardere pe rug. Supliciul are loc la 18 martie 1314. Jacques de Molay este ars pe rug. Odată cu el, dispare în flăcările Inchiziției cel mai puternic ordin religios și militar pe care l-a cunoscut Evul Mediu, rival riguros al regelui Franței, care era hotărât să-i acapareze bogățiile. Prea puternic pentru a dispărea definitiv, ordinul va începe cea de-a doua viață subterană și legendară. Procesul templierilor nu ar urmări decât discreditarea ordinului și pentru aceasta nimic nu putea fi mai eficace decât acuzațiile cele mai absurde, confirmate de mărturii tulburătoare, de mărturisori mincinoși. Unii dintre ei au recunoscut sub tortură că au scuipat crucea și că au practicat sodomia. Câțiva au evocat cultul unui idol misterios, Baphomet, idol misterios pe care regăsim în zilele de astăzi și la alte grupări precum Iluminatii. Liderul misterios sau idolul misterios Baphomet, a cărui descriere diferă de la o mărturisire la alta, este întruchipat în linii generale după cum urmează. Figură demonică, personaj androgin, din lemn sau metal, nu i s-a găsit niciodată urma în reședințele condamnaților militari. Cheia de boltă a bisericii Saint-Merry din Paris reprezintă acest Baphomet, după unii, sub trăsăturile unui demon, în același timp bărbos și cu sâni. Pe acest Baphomet, numele deformat al profetului Mahomet, este o acuzație adusă mereu templierilor, apropierea prea mare de sarazini. Este adevărat că elementele arhitecturale musulmane au fost aduse în Occident de templieri. Printre acestea, o serie de motive decorative simbolice și inițiatice orientale care au influențat arta gotică pe cale de a lua naștere. De aici și până la a-i considera pe cavalerii templieri magi și alchimiști cunoscători ai secretelor Orientului nu mai era decât un pas. Și pentru a face din acești călugări soldați depozitarii unui secret teribil, nu se renunță la a se sublinia ritualul ciudat de primire în ordin, apropiat de ceremonia de investitură a cavalerilor, dar care lasă să se întrevadă o serie de aspecte misterioase. Astfel, viitorul cavaler trebuia să ceară de 3 ori intrarea în templu, înainte de a fi acceptat. Înconjurat de 12 templieri, el rostea aceste 3 cereri și presta jurămintele în genunchi, după ce ascultase o formulă enigmatică care îi prevenea că din ordinul nostru nu vezi decât aspectul exterior. Misterioasă este și constanta referitoare la simbolistica cifrelor. Templierii depun legământul de 3 ori, au dreptul la 3 cai, se împărtășesc de 3 ori pe an, mănâncă un tip de carne de 3 ori pe săptămână. În ceea ce privește triunghiul echilateral, figură geometrică care le urmează adresa capelele, aparține el simbolisticii medievale clasice sau unui cod care criptează un mesaj ezoteric.
Au urmat secole de căutare a comorii. Prea multă stranietate și mister înconjoară ordinul templierilor pentru a nu se crede și azi în ascunderea unui secret care trebuia păstrat cu orice preț. Cu ocazia procesului său, Gervais de Beauvais, comandorul templului din Laon, nu a evocat existența unei reguli secrete cunoscute doar unui mic număr de inițiați. De această pretinsă regulă secretă nu se va ști nimic până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când chiar episcopul de Copenhaga pretinde că a găsit un manuscris păstrat la Vatican și manuscris pe care îl va fura. În 1877, eruditul german Merzdorf descoperă într-o lojă masonică din Hamburg un document ce conține chiar faimoasa regulă secretă a templierilor. Specialiștii au stabilit că este vorba de un fals, ceea ce a făcut să curgă multă cerneală și a hrănit din abundență imaginația multora. Vă vom prezenta în continuare un extras din falsa regulă secretă descoperită de Merzdorf în secolul al XIX-lea. Articolul 5.6.7. Cum trebuie să ne asigurăm în privința persoanelor apte a primi inițierea? Să le arătăm insuficiența regulii comune, să-i atragem în afara bisericii, a cărei învățătură este vidă. Biserica nu este decât sinagoga antichristului, dar cei aleși se ridică la înălțimea adevărului. Articolul 11. Ritualul de primire a aleșilor, jurământ pentru păstrarea secretului ordinului, cea mai mică indiscreție fiind pedepsită cu moartea. Preceptorul va săruta succesiv neofitul pe gură pentru a-i transmite suflul în plexul sacrul care comandă forța creatoare spre ombilic și, în sfârșit, membrul viril, imaginea principiului creator masculin. Articolul 12. Act de credință în Dumnezeu, creatorul și în fiul său care nu este născut, nu este mort, nu a fost crucificat și nu a înviat. Articolul 13. Neofitul va călca crucea în picioare și va scuipa pe ea, apoi va primi tunica albă și centura. Articolul 16. Statutele secrete nu vor fi niciodată înmânate vreunui frate. Este subliniat încă o dată faptul, în materialele oferite de editura la Rus, că acesta este un extras fals din ceea ce este materialul fals al Cavalerilor Templieri. El se numește, editat de către Theodor Merzdorf, Die Geheimstatuten des Ordens der Tempelherren, Halle, 1877, citat de Riffard, Ezoterismul Paris, Robert Lafont, 1990. Un alt pretins secret a făcut să curgă și mai multe cerneală, contribuind la adâncirea misterului care îi înconjoară pe templieri, acel al fabulosului lor tezaur. Uriaș, o comoară care a fost adunată în nu foarte mulți ani, dar comoară care ajunge la ordinul, să zicem, din zilele noastre, de mii de miliarde de dolari. Este adevărat că ordinul era foarte bogat, avere care nu era străină de distrugerea sa, dar dacă bunurile sale funciare și imobiliare au fost transferate ordinului rival al ospitalierilor, nu s-a găsit în schimb niciun tezaur în reședințele comandanților militari. Avertizați în ceea ce privește complotul care se urza împotriva lor, ar fi putut fugi cavalerii pentru a pune tezaurul la adăpost? Mulți și în ziua de azi încă mai sapă, mai caută după tezaur. S-a sperat să fie găsit în castelul de la Gisors, în cel de la Chinon, unde au fost închiși demnitarii ai ordinului, în Auvergne, în pădurea de Orient, în Champagne, în Anglia. Nu tezaurul templierilor a fost descoperit în 1866 de către abatele Saunier, preot de rândul Le Chateau, care s-a îmbogățit brusc. Amestecând idealul cavaleresc al cruciadelor, fascinația Orientului, fervoarea religioasă a evului mediu și atracția câștigului, legenda templierilor a dat naștere unui număr mare de moștenitori autoproclamați ai ordinului. Cel mai cunoscut este, fără îndoială, Bernard Fabre Palapra, un doctor provenit dintr-o lojă masonică pariziană, care a fondat o organizație templieră și s-a proclamat cel de-al 22-lea mare maestru al ordinului, care ar fi supraviețuit, spune el, de-a lungul secolelor în cea mai mare discreție, sub autoritatea unor personaje celebre, precum Bertrand du Guesclin sau Marele Condé. La 18 martie 1808, Fabre Palapra merge până la organiza cu mare pompă comemorarea supliciului lui Jacques de Molay, obținând pentru acesta sprijinul autorităților. Napoleon a cerut în acea ceremonie, ca întreaga ceremonie, să fie încadrată de un detașament de infanterie, desigur pentru a controla mașinațiunile acestor templieri ciudați. Vorbim de 18 martie 1808. Gogoașa templieră, altfel spus, povestea umflată despre templieri, alimentând mai recent o nouă legendă care face din cavalerii templului paznicii Graalului. În 1982, trei ziariști anglosaxoni au publicat Enigma Sacră, în care afirmă, printre alte aberații,
că dinastia merovingienilor ar fi descendenții direcția lui Iisus Hristos și ai Mariei Magdalena și că ordinul secret al corugurilor de Sion, fondat în 1099 în timpul primei cruciare, ar fi paznicul Sfântului Graal. Același ordin al călugărilor de Sion reapare în 2003 în codul lui Da Vinci al lui Dan Brown. Ordinul de Sion ar fi la originea templierilor, se spune aici. Însărcinat să păstreze un teribil secret care ar amenința creștinătatea, aceeași iubire compromițătoare dintre Iisus Hristos și frumoasa Maria Magdalena. Ciudata societate secretă, acest ordin de Sion, născut din imaginația unui oarecare Pierre Plantard, vizionar și mitoman, un mare mincinos, ale cărui statute de asociere pe baza legii 1901 au fost depuse la 7 mai 1956 și nu în 1999 la o subprefectură din Haute-Savoie. În jurul legendei sau al legendelor templierilor s-au constituit un număr impresionant de secte, dintre care celebritatea cea mai tristă o are OTS sau Ordinul Templului Solar, fondată în 1984 de Joseph Dimambro și de un medic belgian, Luc Jure. Presupus a se înscrie în continuitatea cavaleriei spirituale a templului, compus din fanatici, a intrat în istorie în 1994 prin sinuciderea colectivă a 48 de membri care considerau că odată purificați prin foc vor deveni autentici maestrii secreți ai templului. Astfel, un ordin public, fondat de cavalerii sinceri și integri, nu a încetat să dea naștere de-a lungul secolelor unor societăți secrete și unor periculoase, noi, false, exagerate, autoproclamate continuitoare ale sale, ale ordinului templierilor original, alimentând mituri și astăzi. În timp ce în secolul al XVIII-lea francmasoneria se răspândea în Europa, circula o legendă care spunea că Jacques de Molay, înțelegând că sfârșitul este aproape, l-a desemnat drept succesor pe nepotul său, contele de Beaujeu. Cu câțiva ca un companion care ar fi scăpat de hăituirea soldaților regelui, acesta s-ar fi refugiat în Scoția pentru a continua tradițiile templiere. Dinastia Stuart ar fi moștenit în continuare această misiune. Probabil că Iacob al II-lea Stuart, în timpul exilului său în Franța, începând cu 1688, ar fi introdus francmasoneria pe continent. Astfel, cercul s-ar fi închis. Francmasonii sunt templierii timpurilor noi. Această teză, astăzi respinsă, a fost susținută în special de baronul german Carl von Hund, care fondează în 1751 stricta observanță templieră, ale cărei ritualuri și grade se inspiră din ordinul templierilor. Acest rit va fi apoi reluat de ritul scoțian rectificat și de ritul scoțian vechi și acceptat, ambele practicate și astăzi, al cărui grad al 18 al cavalerului Cadoș comemorează ordinul templierilor de la care se inspiră. Vă invit, dragi prieteni, să descoperim în continuare câteva elemente interesante despre preoți, vrăjitori și vindecători, șamanii. De la începuturile umanității, ei sunt cei care fac trecerea de la lumea omului la cea spiritelor, iar practicile lor sunt, fără îndoială, mărturia premiselor sentimentului religios. Creatura ciudată jumătate om, jumătate animal, pictată pe pereții preșterii Troafrer, în Arieș, este cea mai veche reprezentare a unui șaman? Probabil că da, deoarece existența șamanilor pare la fel de veche ca și umanitatea. Cuvântul a apărut recent, provenind dintr-o rădăcină mongolă, însemnând fără îndoială cel care știe, și desemnându-i pe bărbații sau femeile care fac oficiul de preot, vrăjitor și vindecător în zonele geografice diferite, cum ar fi Asia Centrală, America de Nord, Europa de Nord, India, zona Arctică, dar și Africa și Oceania. După regiune, se vorbește despre medicine man, de curandero, vindecător, sau de brujo, vrăjitor. Activitatea șamanului nu poate fi disociată de concepția dualistă asupra lumii, conform cărea omul și tot ce este viu sau inert este alcătuit nu numai din materie, dar și din spirit. În afară de lumea aceasta, există lumea de dincolo, populată de spirite la care oamenii pot avea acces în anumite condiții, doar în anumite condiții. Astfel, aceștia își pot părăsi corpul temporar pe durata unui vis. Invers, lumea spiritelor poate acționa asupra lumii oamenilor. Orice dereglare climatică, orice epidemie este atribuită spiritelor, ca și cum divinitățile ar cere ființei umane o plată natură. În acest univers complex, șamanul intervine la intersecția dintre cele două lumi. Este cel care poate intra în legătură cu ambele pentru a restabili un echilibru totdeauna precar. Haideți să vedem ce înseamnă a deveni șaman. Șamanii sunt persoane deosebite datorită unei evoluții care îi face distinții în cadrul comunității. Printre cei care doresc să devină șamani, unii trebuie să-și încerce corpul și spiritul prin post și lungi perioade de izolare. Dimpotrivă, alții provin dintr-un șir întreg de șamani, ca în Siberia.
unde nepotul șamanului titular trebuie să-i urmeze după ce i-a fost discipol. Adeseori, candidatul este ales direct de spiritele care comunică cu el prin vise, care probează apropierea sa de lumea cealaltă. Aceste predispoziții nu sunt suficiente. Neofitul, bărbat sau femeie, trebuie să fie apropiat și aprobat de un șaman experimentat, doar acesta știind să sondeze voința divinităților privind candidatul. În spațiul amerindian, autentificarea se face din ingerarea unor substanțe halucinogene sau tutunului. Dacă novicele acceptă aceasta, va deveni șaman. Urmează momentul inițierii. De la popor la popor, acest moment poate fi foarte scurt, deoarece inițiatul își va obține cunoștințele din călătoriile sale pe lumea cealaltă sau mai elaborată această perioadă de inițiere, fiind vorba de o învățătură adevărată, dăruită cu răbdare de un bătrân șaman unui tânăr elev. Câteva dintre practicile șamanice. Șamanul face uz de darul său de gânditor și de călător, în tot felul de ocazii, dar cel mai adesea pentru a îngriji un bolnav atunci când este solicitat. Dotat cu o tobă, el se duce la pacient și intonează un cântec pentru a elibera mai bine spiritul din corp. La triburile de Sana din America de Sud, se consideră că boala este un văl care se apasă asupra corpului celui bolnav, iar șamanul trebuie să-l destrame, implorând spiritele unor animale, precum veverița sau anghila. În mod frecvent, vânătorii cer șamanului să le indice unde se află vânatul, se apelează la el și pentru calitatea sa de prezicător. În sfârșit, avem și tipul de șaman, unde rolul de a orienta spiritul morților pentru a ajunge la liman este primordial. La anumite triburi mexicane, la câteva zile de la moarte, șamanul aduce de obicei spiritul defunctului în corpul unei insecte pentru a putea să-i dea câteva sfaturi utile pentru călătoria sa în lumea redincolo. Dacă rolul șamanilor este fără îndoială central, el este totuși pe cale să se estompeze în societățile aflate pe calea aculturației. Și astăzi în Siberia șamanii își exercită știința ancestrală, bătând din tobă, purtând o pălărie cu pene, aceștia serbează începutul primăverii, doar ca un exemplu al practicilor al ritualurilor șamanice. Am lăsat la finalul prezentării noastre despre grupurile sau societățile secrete inițiatice, unul poate dintre cele mai interesante sau care a adus între cele mai mari contribuții în istoria umanității la dezvoltarea societății, la dezvoltarea științei și poate chiar la influențarea altor grupări sau societăți inițiatice. Pentru ei, totul este număr și vorbim despre pitagoricieni. Atinge nemurirea sufletului prin mistica numerelor, iată idealul care sau celor care s-au adunat în jurul primului filozof proclamat de istoria greacă. Societatea lor a fost una dintre cele mai prolifice din antichitate. Haideți să vedem câteva cuvinte atribuite lui Pitagora, care reprezintă promisiunea făcută membrilor comunității sale, fondată în secolul al VI-lea înainte de Hristos, în împrejurimile localității Crotonia din Italia de Sud. El a spus așa: tu vei fi nemuritor, zeu incoruptibil și pentru totdeauna eliberat de moarte. Aceasta este promisiunea făcută membrilor comunității sale de către Pitagora. Societatea pitagoricienilor este una dintre primele societăți secrete din Occident, care numără aproape 600 de bărbați și femei, proveniți în general din familii aristocratice, acceptați de maestru după un examen riguros. Odată admis, neofitul păstra legământul tăcerii timp de aproape 5 ani. Abia după această perioadă probatorie era inițiat cu adevărat. Chiar și așa, transmiterea cunoștințelor se făcea gradat. Mai întâi, candidatul era instruit în calitate de ascultător de un discipul al maestrului, după care devenea matematician și studia învățătura lui Pitagora. Inițiatul jura să nu divulge niciodată această învățătură. Apropiații lui Pitagora sunt denumiți pitagoricieni. Ei au privilegiul de a împărtăși ideile lui privind ordinea lumii. Conform teoriei sale, numărul este noțiunea fundamentală a tuturor lucrurilor. Matematica, geometria, dar și muzica sunt baza și expresia doctrinei sale, instrumentele înțelegerii universului. Pitagora a făcut descoperiri capitale, printre care celebra teoremă care poartă numele sau calculul intervalelor muzicale. Învățătura sa amestecă bazele logice raționale cu o dimensiune religioasă și ezoterică, cum ar fi credința în migrația sufletelor și a inimii. Pitagora a fost fără dar sau poate unul dintre cei mai mari inițiați în istoria umanității. Maestrul necontestat al sectei de la Crotona, Pitagora rămâne un personaj enigmatic. Se pare că s-a născut în jurul anului 580 înainte de Hristos la Samos, chiar și originea sa fiind extraordinară. Numele lui rezultă, își trage numele practic, însemnând vestitorul Pitiei Pitagora, chiar de la Pitia din Delphi, care i-ar fi anunțat apropiata sa naștere tatălui său. Tânărul Pitagora,
prezintă de timpuriu calități excepționale și îi frecventează pe cei mai mari înțelepți ai timpului său, precum Tales din Milet și chiar Zarathustra. Alături de aceștia, el învață matematică, geometrie și unele elemente ezoterice, cum ar fi misterele orfice și practica prezicerii. Călătorește în Palestina, Babilonia, Arabia și Egipt. Aici el este inițiat în cultul lui Osiris și primește de la zeul Atum-Ra un dis de aur. Știința acumulată îl va deschide și îi va deschide porțile cunoașterii ascunse. Pitagora va pretinde că descinde din Apollo și afirmă că sufletul său nemuritor a cunoscut alte reîncarnări înainte de a locui în corpul lui. Ar fi fost și fiul lui Hermes într-o viață anterioară, mare inițiat, era în același timp geometru și taumaturg, rațional și mistic, om și zeu. Pitagora susținea că sufletul nemuritor al omului este condamnat să migreze veșnic din corp în corp dacă nu intervine un regim special de viață care să-l elibereze de povară. În acest scop, pitagoricienii duceau viața ascetică, căutând să stăpânească apetitul, somnul, luxul și furia. Ei se hrăneau cu pâine și legume, evitau consumul anumitor cărnuri pe motiv că sufletul se poate reîncarna în simple animale. Astfel se povestește că Pitagora ar fi recunoscut într-o zi, în lătratul unui câine, vocea unuia dintre prietenii săi morți. În afară de disciplina corpului, pitagoricienii își exersau spiritul pentru a-și înălța sufletul, motiv pentru care se întâlnesc adesea pentru a discuta filozofie, matematică, politică, religie. Îmbrăcați în alb, simbolul purității, sunt ușor de recunoscut când se duc la Crotona. Ca moștenire a pitagoricienilor, observăm foarte repede că ei totuși, înainte de a lăsa o mare moștenire umanității, stârnesc gelozii. Spre anul 510 înainte de Hristos, în urma unui conflict care opunea cetățile Crotona și Sibaris, pitagoricienii sunt luați drept ținte de concitadini. În ciuda eforturilor acusmaticilor, cei care erau însărcinați să-i protejeze, ei vor fi în curând nevoiți să fugă, iar Pitagora se refugiază în templul muzelor din Metaponte, unde își găsește sfârșitul. Discipolii săi vor fi izgoniți din Italia de Sud. Pitagorismul nu moare însă. El traversează antichitatea, marcând-o pentru totdeauna cu amprenta sa spirituală. Sunt puține domenii pe care maestrul nu le-a studiat, majoritatea filozofilor antichității datorându-i o idee sau alta, începând cu Platon și alegoria peșterii, prezentată în Republica, scrisă de Platon, până la Paracelsus, marele alchimist al Renașterii, și apoi la cei ce i-au urmat, doctrina pitagoricienilor nu a încercat să fascineze. Simbolistica numerelor constituie nucleul învățăturii pitagoreice, care pune în valoare anumite figuri geometrice. Astfel, pentagrama face obiectul unei venerații particulare. Construcția acestei figuri, compuse din trei triunghiuri înscrise într-un pentagon, implică intervenția faimosului număr de aur, considerat o garanție a echilibrului și frumuseții. Pentagrama a devenit semnul recunoașterii discipolului Pitagora. Am lăsat în mod special la final una dintre cele mai proeminente organizații secrete la nivel mondial, considerată extrem de influentă și despre care s-a vorbit mult, s-a scris mult, considerați de multe ori dușmanii bisericii, iluminații din Bavaria. Această organizație este considerată și inclusă de către editura la rus în cadrul societăților secrete politice. Cu toate acestea, are foarte multe influențe și de natură ezoterică sau foarte multe elemente care au fost transpuse de către alte asociații și societăți influente cu scop inițiatic sau cu scop religios, preluând elemente de la iluminați. Sub acoperirea franc-masoneriei, au încercat zadarnic să lupte împotriva obscurantismului de la Roma. Scurta existență a Illuminaten va cunoaște totuși o formidabilă și romanescă posteritate. De la apariția bestsellerului lui Dan Brown, Îngeri și Demoni, iluminatii sunt la modă. Scriitorul american și-a bazat într-adevăr trama romanului său pe acțiunile acestei secte pe care o prezintă într-o lumină misterioasă și ale cărei origini le plasează în Renaștere. Toți inițiații acestui cerc ar fi împărtășit această credință în știință, opunându-se dogmei catolice, percepută ca fiind niște superstiții nocive. Iată de ce ar fi zis între ei iluminatii, iluminați, de adevărată știință opusă tenebrelor religiei. După Dan Brown, cel mai ilustru dintre iluminatii a fost Galilei, părintele lunetei astronomice și înfocat apărător al tezei heliocentrice. Dacă el a fost iertat de Inchiziție, deși a trebuit să renunțe public la susținerea și răspândirea ideilor sale, ceilalți, în schimb, ar fi fost urmăriți fără milă de biserică, torturați și apoi executați. De atunci,
Iluminatii ar fi dispărut din istoria oficială, dar tot după părerea romancierului american, au fost adoptați de o altă societate secretă, o confrerie de bogastăietori de piatră, bavarezi, numiți francmasoni. Fără a-și abandona proiectul politic subversiv, ar fi utilizat rețeaua planetară a zidarilor, a francmasonilor, pentru a-și extinde influența și a-și finanța marele țel, fondarea unei noi ordini mondiale seculare, întemeiate pe rațiuni științifice. Iluminatii ar constitui de secole o societate secretă politică, urzind în umbra unui complot mondial. Trebuie să constatăm că trama romanescă a lui Dan Brown nu rezistă în fața faptelor. Totuși, scriitorul s-a inspirat, nu fără malițiozitate, de la o confrerie cât se poate de reală care a activat în spațiu germanic în secolul luminilor, Illuminaten. Acest cenaclu a fost întemeiat în 1776 de Adam Weishaupt, care a trăit între 1748 și 1830, profesor de drept la Universitatea Ingolstadt. Aprig reprezentant al luminilor, Weishaupt se opune nu numai catolicismului bavarez, pe care îl considera obscurantist, ci și dezvoltării de societăți creștine și mistice, cum este cazul Roza Cruce de Aur și mai ales al strictei observanțe templiere, care suscită la vremea respectivă un mare respect în rândul elitelor germanice. În acest context, severul profesor de drept se hotărăște să întemeieze și el o societate clandestină care va influența profund elita timpului pentru a o converti la ideile de progres și rațiune. Fondatorul Illuminaten, Adam Weishaupt, a vrut să lupte împotriva religiei catolice romane, dar acțiunea s-a pus în cauză și autoritatea statului. Rapid, Weishaupt le propune celor ce s-au alăturat un drum cu trei niveluri, de la noviciat, de la novice, să accede la gradul de minerval, apoi la cel de minerval iluminat sau illuminatus minor. În fiecare dintre aceste etape, ei trebuie să citească o lungă listă de autori, toți reprezentanții ai luminilor, Lessing, Herder, Wieland. Weishaupt speră că aceste lucruri vor putea să-i convingă pe iluminați de temeinicia ideilor sale, căci proiectul lui Weishaupt, cunoscut doar de el și de primii săi tovarăși grupați într-un aeropag, nu este inițiatic, ci subversiv, el urmărind uzurparea autorității bisericii. Tocmai de aceea societatea dezvoltată de el este considerată o societate secretă de tip politic, nu de tip inițiatic. Pentru a da un aer elevat ordinului, Weishaupt, ca un bun elev al iezuiților, și-a luat parte esențială a referințelor din Antichitatea Greacă. Astfel, a repotezat orașele în care Illuminaten sunt activi. Ingolstadt a devenit Eleusis, München, Atena, Ravensburg, Teba. În ceea ce îi privește pe demnitarii ordinului, și ei și-au împrumutat supranumele din epoca greco-romană. Weishaupt, repotezat Spartacus, merge alături de Ajax, Agaton sau Tiberiu. Recrutarea însă stagnează. Sunt cel mult câteva duzini de membri, cel mult 100 în 1780. În acel moment, Weishaupt încearcă o alipire cu francmasoneria unde a fost inițiat, în 1777, în loja müncheneză Zur Behutsamkeit, la prudență însemnând, sperând ca în felul acesta să poată beneficia de rețeaua masonică pentru a-și răspândi idealurile raționaliste. Printre primii recruți îl primește pe foarte respectatul baron Adolf von Knigge, până atunci membrul unei loji din strictă observanță. Dezamăgit de diversele experiențe alchimice, von Knigge se alătură iluminaților cu entuziasm, aducând cu sine știința și reputația pe care le avea. Devine repede un membru influent, deși relația sa cu Weishaupt este furtunoasă. Baronul îi reproșează juristului prea puternicul său anticlericalism, în timp ce el s-ar fi mulțumit cu un deist de factură bună. Adolf von Knigge, unul dintre principalii iluminați, a fost și un scriitor prolix. Principala sa operă este Tratatul despre relația cu oamenii din 1782. Să observăm cum s-a dezvoltat în paralel și pentru o scurtă perioadă strictă observanță templieră, în paralel cu iluminatii. Fondat în 1751 de Karl von Wund, un Altengrottkau, stricta observanță templieră va avea influența asupra francmasoneriei germane până prin anii 1780. La origine ea se reduce la loja, la cele trei coloane, ai cărei membrii se adună la Kittlitz, în regiunea Dresda. Originalitatea sa constă în a grefa pe gradele masonice clasice mai multe grade cavalerești inspirate din istoria templierilor. Ordin de altfel foarte creștin, marcat de o mare spiritualitate, se răspândește în regatele germanice unde întâlnește opoziția sălbatică a Illuminaten. Logic, pentru că tocmai ei luptau contra catolicismului. După moartea lui von Wund în 1776 și grava criză din 1782, ordinul Observanța Templieră
va mai supraviețui încă 10 ani înainte de a fi în pericol. În acest moment și în paralel, dușmanul intim al iluminaților, această strictă observanță templieră, foarte creștină de altfel, cunoaște o gravă criză internă. Weishaupt și von Nietzsche profită de situație. Baronul concepe o serie de înalte grade masonice care vin să acopere cele 3 grade ale iluminaților. Așa, partidul de francmason, de Illuminatus Major și de Illuminatus Dirigens. Von Nietzsche adaugă o a doua clasă de înalte grade, care duc la Areopagul Conducător, sunt gradele de preot, regent și Magnus Rex. Această construcție este o lovitură de geniu, permițând iluminaților să recruteze în câteva luni sute de masoni rămași fără strictă observanță. În afară de asta, asigură conducerea noii structuri prin Areopagul, care este singurul care cunoaște țelul ultim al confreriei. De acum, ordinul numără aproape 3.000 de membri. Este influent nu numai în Bavaria, ci și în Austria, Boemia și Ungaria. Recrutarea este elitistă, deoarece a cules din mediul mason, care deja era elitist. Găsim mulți funcționari, banchieri, negustori înstăriți, militari de rang înalt și chiar unii membri ai clerului induși în eroare de fațada masonică a ordinului. Au intrat în rândurile lor personaje importante, ducii de Saxa-Weimar și de Saxa-Gotha, Goethe, Herder și alții, sub semnul persecuției și clandestinității. Dar iluminații devin repede victime ale succesului lor. Ascensiunea la nivel de putere trezește într-adevăr puternice opoziții, mai întâi din partea unor principi, Frederick Wilhelm, moștenitorul tronului Prusiei și inițiat în Roza Cruce de Aur, nu trește față de ei o ură tenace. Susține logile masonice berlineze trecute la Roza Cruce când, în 1783, declară război iluminaților pe motiv că aceștia vor să submineze religia creștină și să facă din masonerie un sistem politic, că practic încep să se implice în masonerie și să influențeze destinele acesteia. Totuși, criza provine chiar în interiorul ordinului. Weishaupt și von Nietzsche continuă să se înfrunte în chestiunea religioasă. Sătul de război, baronul îl părăsește pe Weishaupt și pe iluminați în aprilie 1784. Două luni mai târziu, electorul de Bavaria, principele Carl Theodor, dă un edict de interzicere. De acum încolo, iluminații sunt considerați criminali și urmăriți ca atare. Weishaupt trebuie să fugă din Ingolstadt. Este primit de ducele de Saxo-Gotha, care îi acordă protecție. Ordinul începe să se stingă, majoritatea membrilor se iau plecat, iar mulți, precum Goethe, se străduiesc să-și minimalizeze implicarea în confrerie. Timp de câțiva ani, câțiva iluminați vor continua să acționeze în clandestinitate. Cel mai important dintre ei este Johann Joachim Christoph Bode, 1730-1793. Inițiat de von Nietzsche, în 1782, a urcat foarte repede treptele ierarhiei, înlocuindu-l pe Weishaupt când acesta este obligat să fugă. Să intrăm puțin și să studiem elemente legate de legenda neagră a iluminate. Înainte de aceasta, o să facem o paralelă cu elemente folosite de iluminați și care se pare că au devenit ancore în multe elemente preluate și de alte societăți secrete inițiatice. Să vorbim în primul rând despre dolarul Illuminaten. În romanul său Înger și Demon, Dan Brown afirmă că tânăra democrație americană a fost pământul ales pentru Illuminati. Invocând faptul dovedit că George Washington și Benjamin Franklin, părinții națiunii, erau framasoni, el lasă să se înțeleagă că aceștia au aparținut acestei confrerii secrete. Drept dovadă, bagnota de un dolar ar cuprinde numeroase simboluri ale Illuminati, în special piramida și triunghiul echilateral, ornat de un ochi. Unii susțin chiar că personajul reprezentat pe bagnota verde nu ar fi altcineva decât Adam Weishaupt. Totuși, trebuie să acceptăm evidența. Ecoul pe care l-a avut profesorul din Ingolstadt în Statele Unite a fost aproape nul, mai ales după eșecul organizației sale. Cât privește presupusele simboluri masonico-iluminate, ele trebuie puse în contextul de atunci. În secolul al XVIII-lea, egiptomania era la modă și nu rareori se evocă aici și colo vremea piramidelor. Cât despre triunghi, acesta, înainte de a fi un simbol masonic, desemnează din epoca barocă nu rațiunea cum s-ar crede, ci pe Dumnezeu. Triunghiul cu ochiul în el îl desemnează pe Dumnezeu. De asemenea, similitudinea dintre piramida iluminaților și triunghiul reprezentat de dolar a stat la originea rumorilor asupra influenței sectei în Statele Unite. Timp de câțiva ani, câțiva iluminați vor continua să acționeze în clandestinitate, cel mai important dintre ei fiind Johann Joachim Christoph Bode, care a trăit între 1730 și 1793. Ideea lui Bode constă în implantarea de grupuri de iluminați în afara Germaniei, așteptând ca situația să se liniștească. În 1787 pleacă în Franța, unde fondează o ramură franceză
cu numele de Philadelphes. Acțiunea însă eșuează la moartea lui Mbode în 1793, iluminate și-au pierdut strălucirea. Totuși, istoria lor nu se oprește aici. Unii opozanți ai Revoluției franceze, precum Augustin Baruel, răspândesc ideea că la originea anului 1789, când a avut loc Revoluția franceză, au fost francmasonii și iluminații, preocupați de rațiune și ostil catolicismului. Este doar o presupunere și o invocare falsă. Este un lucru greu de crezut când știm că Philadelphes n-a avut niciodată mai mult de câțiva membri. Incapabil să comploteze împotriva monarhiei. Teza totuși face furori. Iluminații trec în posteritate cu reputația de a fi fost o puternică societate anticreștină, de esență quasi-satanică, după cum a susținut Baruel. Ideea a fost preluată și exploatată în mod abil, dacă nu chiar manipulativ și fals, de către Dan Brown în romanul său. Iluminatii, prezentați în romanul său, împrumută câteva elemente, unele exagerate, de la verii săi bavarezi. Raționalismul, cultul secretului, subversiunea, ura față de Roma și cultul luciferic. Dar Brown se grăbește să corecteze această imagine înfricoșătoare pentru cititor, precizând că Lucifer nu este altceva decât cel ce poartă lumina, o imagine scumpă iluminaților. Demonstrația a fost făcută, dar pistele sunt încurcate. De la Weishaupt la Dan Brown, de la societatea secretă politică creată de Weishaupt numită Illuminaten, până la cea prezentată de Dan Brown în cartea sa Illuminati, rămâne în final un destin comun, eșecul unei tentative menite să instaureze valorile luminilor prin complot.